Serii anunță pe calea din televiziune după petrecerea cu manele. Dar ce a fost greșit la ziua ta? Sau ce a fost greșit după ziua ta? A fost greșit faptul că s-a încărcat regea. Că regea nu-mi place mie, că regea e uh, stupidă, că eu consider că ar putea fi făcută mai bine, asta e partea a doua. Uh, nu trebuia să încărcăm regea. Eu n-am -am pățit nimic, nu m-a omorât nimeni, pentru că am uh, discutat despre educație și am ascultat și manele și am făcut și piese cu Five G. N-am pățit nimic până acum, merge senzațional. Normal, s-a dus la podcast la măruță, acum se spele imaginea, uite, e rocker. Nu, eu sunt manerist. <laughs> am spus, ascult mult mai multe manere decât rock, dacă îți faci o statistică, știi? Cam cât crezi că mai rezistă Five Gang? Doar mai un da, an? i mai da un an, da. Vom mă, dar mi-e așa, pam, pam, da. pam, 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 da, am. Sunt prea tânăr pentru asta. Adică, adică nu, nu, zi, dar, doamne, adică... ferește să fie ca la Shelly Show. <laughs> Bună, nu. Salut! La podcastul acasă la Măruță De data asta vine fostul meu coleg de televiziune și actualul meu coleg din online. Salut, Shelly. Te salut cărin și felicitări pentru această intrare uh, în lumea vlogging-ului ești oficial vlogger, podcaster, da. influencer. Bine, influencer era teoretic de de 20 Dinainte, de ani, da, de 20 dar de... ești pe online, deci fericitări! Mulțumesc mult de tot și, uite, noi am pornit cu un canal de la zero și am reușit cu primele episoade deja să fim în trending, la un moment dat aveam câte două episoade în trending, așa că ne-am înfoiat așa, în pene și am zis, bă, gata, cucerim online-ul. Cine știe? Se poate, poate cuceri da. online-ul? Cum? Bineînțeles, cred că acum dacă ai dacă ai ceea ce -ți trebuie și dacă știi ce să faci, cred că poți să cucerești poate chiar mai, mai repede decât oricând, ai cândva. Deci nu, foarte multă lume mă întreabă, e prea târziu? Adică nu sunteți deja prea mulți? Da. Nu, 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 adică e spațiu pentru toată lumea. E spațiu pentru toată lumea și mă bucur că ești astăzi să vorbim așa deschis despre foarte multe lucruri care s-au întâmplat în viața ta, care se întâmplă în viața ta și despre faptul că, iată, proiectul tău în televiziune, după trei luni de zile, S-a încheiat. Ca o vacanță de vară. Ca o vacanță așa. de vară, dar mi-aduc aminte că declarația ta la început a fost uh, ceva de genul uh, nu ne propunem uh, să respectăm regulile obosite de televiziune, eu vreau să fac conținut bun, indiferent unde el ajunge. Ce n-a funcționat? Uh, mai multe că n-au funcționat, dar cred că principala chestie uh, care n-a mers așa cum, uh, cum am plănuit-o noi a fost faptul că e foarte greu să schimbi un obicei de consum, uh, în special al tinerilor. Adică tinerii nu deschideau televizorul să se uite la emisiunea asta la televizor. Nu știu de ce, eu am făcut această greșeală în mintea mea, să, să mă gândesc că totuși lucrul ăsta cu timpul se va întâmpla, nu s-a întâmplat. Pentru că la început Poate treia să-i dau mai mult timp, nu știu. Poate la, înce la, început erai foarte hotărât că o să schimbi tot ce se întâmplă în televiziune și că o să aduce conținutul din online și pe televiziune și că o să funcționeze. Vreau să fac conținut bun, pentru mie mi se pare că un conținut bun o să funcționeze indiferent dacă e pe YouTube, dacă e pe Netflix, dacă era o televiziune sunt desigur niște asteriscuri aici dacă vrei, dar cumva am, am mers pe principiul ăsta și mi-am dorit să fac un conținut care să se asemene cu cel din online știi cum e, televiziunea are rigorile ei online-ul nu prea are rigori, nu prea are reguli. online da asta, nu e foarte freestyle dar asta nu înseamnă că tot conținutul din online este și de calitate a, absolut, nu, în online poți să pentru pui că cu orice mizerie poți să pui în online, nu, dar de, poți, îți, îți, faci tu niște rigori personale. spațiul în sine online nu, nu are niște reguli pe care ți le impune, nu știu, Google sau YouTube, da. trebuie să fie atât, trebuie să aibă rângimea asta. Uh, și îmi doream să vin în, cu non-conformismul ăsta și în, și în, televiziune, dar cu timpul mi-am dat seama că nu mă regăsesc în proiectul, curmea, al meu. În care, am, tu credeai. În care credeam foarte mult. Dar mi-am dat seama că nu mă regăsesc și cu timpul a început să mă facă din ce în ce mai puțin fericit proiectul în sine. N-am mai început să cred, n-am mai crezut în el atât de mult. Dar unde s-a rupt? Pentru că. Nu, a, nu s-a rupt nicăieri, -a, a fost cu de timpul. la prima ediție. A, la prima ediție era entuziasm, nu. Apoi, absolut, absolut. Că, da, sigur, un vis împlinit exact, pentru exact. mine. de că funcționează, gata, e show-ul meu pe televizor, lucru pe care ți-l doreai, și dintr-o dată ceva de a făcut nefericit. Când s-a întâmplat e, chestia asta? Sau când ți-ai dat se... seama că nu funcționează pe TV? Sincer, nu era atât de mult, nu mă făcea pe mine neapărat atât de uh, entuzias faptul că show-ul e pe televizor, cât mă entuziasma foarte mult faptul că am un show, ideea de show, ideea de, de, de prator, ideea de multe camere, ideea de echipă mare. Întotdeauna mi-am dorit cumva și pentru mine Asta însemna să duc lucrurile la un alt nivel. Dar de fapt mi-am dat seama cu timpul că eu nu eram atât de în elementul meu acolo cum sunt eu la mine pe online unde am doi cameramani, un editor și o echipă mult mai mică. știi? Deci nu cred că are atât de multă legătură cu mediul în sine cât pur și simplu cu faptul că mi-am dat seama că sunt un pic inhibat acolo, un pic, în, în, în sacul ăla și în, în, personajul ăla de moderator, da, de prezentator. Da, personajul ăsta l-ai ales, sau tu ți l-ai ales, conceptul show-ului tu ți l-ai ales. ales. Bineînțeles, bineînțeles. Dar nu erai pregătit pentru lucrurile pe Cred care sunt tu -ți prea tânări ales. pentru asta. Prea tânări. Cătării prea tânări, mm -hmm. da. da. Nu, dar e, adică, da, eu am ales absolut tot acolo, după aia mi-am dat seama că Vreau să schimb această alegere, că poate n-a fost cea mai Uite, bună. A aș vrea să rămânim o chestie și uh, mă știu că ai și declarat, dar mi ar plăcea să uh, să o spui și la podcast aici. Uh, și întrebarea e în felul următor. Shelly a fost dat afară de la Prima TV sau Shelly a plecat de la Prima TV? A fost în totalitate decizia mea să să, uh, să închid show-ul ăsta. Și nu e, adică, nu e ca și cum show-ul pleacă de la prima TV și se continuă în online sau se continuă în altă, în alt mediu sau la altă televiziune. Show-ul s-a închis pentru că eu nu mă mai regăseam în Cherry Show. Adică, nu are treabă cu prima TV, nu-mi va da nimeni afară. Eu, din pod, eu, eu m-am simțit foarte prost că a trebuit să, să, anun să fac acest anunț. Bă, băieți, aș vrea să o închidem, aș vrea să nu mai facem. A fost o decizie pe care am luat-o cu câteva zile înainte de de ziua mea de 20 de ani și ți-am spus, sunt mai mulți factori acolo, dar mi-am dat seama că nu nepre, nu mai îmi atât de mult și atunci nu mă mai puteam dedica 100%. La 100%. Eu voiam să fac mai multe vloguri, nu aveam timp și atunci am zis ok, hai să nu ne, cum să spun, să nu ne furăm singuri căciura, cred că e cel mai bine să fim maturi, să realizăm că mai bine închidem proiectul aici și poate la 30 de ani o să revin. Da, acum o întrebare firească la discuția asta este în felul următor, dacă show avea audiență mai luai decizia să-l închizi? Depinde ce audiență ar fi avut. Depinde. Dar eu cred erai că eu de cred piață, că, când eu făceai cred emisiunea, în momentul... erai, uh, cel mai urmărit. E un paradox ce spui, știi, de ce? Pentru că în momentul în care ție începe să nu-ți mai pleacă ceva, cred că e foarte greu să replacă oamenii. Adică, dacă tu, tu nu mai simți ceva, în primul și în primul rând, și eu. Da, asta nu e. mai simțeam asta, mm -hmm. mi-e greu a crede că ar fi simțit oamenii. Cel puțin, nu știu, din experiența mea pe opt a, de 8 ani în online, am făcut și lucruri pe care nu le-am simțit, lucruri n-au avut. Da, Nicio... dar eu asta spun, că dacă lucru pe care tu nu-l simțeai, dar avea succes, oare lucrul ăsta te făcea să continui și să-ți dai seama că, ok, poate nu mă simt eu bine în sacou și în lucrurile pe care eu am vrut să le fac în Shelly Show, dar uite, am super audiență, merge treaba și trebuie să continui. Adică a contat a, e, și elementul ăsta? A contat, absolut. E posibil, știi? Adică în, în momentul în care oamenii iubesc un lucru, e clar că faci ceva bine. Poate nu-ți dai seama, dar faci ceva bine. Și atunci... Încerci să identifici ce faci bine, eventual să-l amplifici, încerci să găsești un alt unghi în care să-ți placă și ție. Uh, uh, Sherry Show a avut niște. Uh, eu încerc să privești din perspectiva de YouTube acum, pentru că eu audiență de la TV de abia am învățat să recitesc. Adică, de -astea, rating share, am început să-mi și eu ce înseamnă toate grea în momentul în care am intrat cu emisiunea. Și la prima. Ce ți se spunea când veneau audiențele? Că nu era o bună audiență, dar eh, publicul întinerise. Adică, întinerise. dar nu erau, adică audiențe erau audiențele tipice uh, postului, nu erau audiențe grozave. Noi nici n-am avut niște așteptări din start la niște audiențe uh, grozave și nu audiențele au fost principalul motiv, știi? Mă uitam și în online, vedeam că audiențele sunt un pic mai, uh, mai scăzute decât de obicei, adică uh, vizualizările și ți-am spus, cred că principala problemă aici e că încercam să mulțumim prea mulți oameni deodată. E greu să mulțumești și publicul de 35, și publicul de 15, foarte puține formate de divertisment care ar funcționa pentru, pentru ambele categorii de public, știi? Da, în perioada asta, și faptul că ai acceptat să fii la un post de televiziune, să faci un show, ai făcut și un compromis? Nu, în ceea ce privește ce conținutul și lucrurile cu care ai plecat tu în gând la început. Adică la început, vedeai show-ul ăsta într-un fel, și dacă pe parcurs, pentru că vrei să faci audiență, vedeai că emisiunea nu performează și ai, ai făcut compromisuri. Și aici o să spun uh, fer în față, știi? Eu am uh -huh. citit, uh, Shelly, schimbăm uh, televiziunea asta obosită. Și eu... Ce n-am zis obosită, vezi că n-am zis, am, zis obosită. am, declarația ta, da. Am zis obosită, da. dar n-am zis televiziunea asta obosită. Nu, nu, mă refer la Prima TV, ferească Dumnezeu, televiziunea în general, conceptul de televiziune da, în pe, general. Dar nu cred că am zis eu cuvintele astea, schimbăm televiziunea asta obosită. Poate am da. zis, cred că reguli obosite. nu da, 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 ne, ne propunem să respectăm reguli obosite de televiziune. Sunt niște reguli obosite de televiziune, cred că ești mai bine decât da, le da, eu. asta vreau să te întreb, știi? Mă așteptam, poate de foarte multe ori, eram curios, știi? Haideți să vedem ce se întâmplă. David, știi te urmărește foarte tare și de fiecare dată făcea, începe Shelly, începe Shelly, vreau să ne uităm pe prima, vroia să te caute, să te găsească, uh -huh. știi? Și la un moment dat, normal am fost curios, băi, a apărut un om în peisajul ăsta, haide să vedem cum dărâmă el munții. Și am văzut Jador. Și am Așa. zis, ce schimbă Shelly față de celelalte televiziuni? Vlăduța pău Ok, eu artistă foarte mișto, dar pe Vlăduța Lupău am avut o și noi la emisiune și Antena 1 și Canal de și Bă, n -am zis niciodată știi? că inventez niște nume noi. Adică n-am zis niciodată că o să nasc eu 30 de artiști, 30 de artiști pe care o să i crez de la 0 și o să i aduc. Dar părea uh, că vine un sau altceva. Emisiunea a venit ca incontestabil cu ceva nou și anume cu partea aia de monolog, mm -hmm. în care abordam niște teme serioase, încercam să le abordăm pe înțelesul uh, tuturor. Uh, o chestie de care eu în continuare sunt foarte mândru, adică sunt mândru de segmentul respectiv foarte din emisiune. Foarte faină făcută pentru cei din diaspora, acel uh, moment care a fost uh, destul, uh, destul de lung. Mă bucur și că a explicat mă bucur foarte că ți-a plăcut. Și despre Revoluție, iarăși. Pe înțelesul, poate și copilului meu, și pe înțelesul copilului. Exact, meu. și am mai făcut. Am făcut și pe subiecte mai mai contemporane și mai mondene, dacă vrei, cum ar fi păcănere. Am încercat da. să luăm niște lucruri controversate, niște lucruri despre care toată lumea aruncă așa cu opinii, dar nimeni nu le explică pe înțelesul tuturor, pe înțelesul publicului larg, și să refacem. Le, să le ușor de înțeles pentru ei, să le facem accesibile pentru ei. Și acolo cred că cred că ăla a fost elementul de noutate pe care, pe care noi am adus. Și printre altele am avut sketch am avut uh, uh, tot felul de rubrici, tot felul de, 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 de provocări. Se vedea că e un show muncit. Adică erau exact multe momente uh, total diferite de televiziune în anumite locuri. Uh, da, și mai vreau să spun ceva aici. Uh, când, uh, nici nu numesc un compromis. Eu întotdeauna și pe online am încercat să mă aprec după ce caută lumea. Întotdeauna am încercat să găsesc balanța aia între ce îmi place mie și ce caută lumea. Niciodată n-am fost în extreme, adică să fac lucruri care îmi plac doar mie și care nu sunt căutate de oameni, de publicul larg, pentru că nu nu, 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 văd sensul acolo, nici invers să, să fac ceva în care nu mă regăsesc absolut deloc, dar care să fie super wow, super apreciat de mase. Știi? Da, asta adică... înseamnă că de foarte multe ori și în show -le tale online erau oameni în care tu nu credeai foarte tare sau nu-ți plăceau foarte mult, dar pentru că oamenii, publicul, audiența îi iubeau, atunci se regăseau ca fiind de parte din... Toată nebunia pe care o făceai tu La mine în online nu știu cât de mult a fost asta Pentru că la mine în online eu nu aveam uh, Invitații uh, vlog de vlog Eram cu prietenii mei din 5GANG Eram cu câțiva oameni cu care Am o prietenie în, în viața reală Și pe care o împărtășesc iar la televizor cred că n-am avut suficient timp în astea trei luni încât să invit prea mulți oameni în care să nu de care să nu placă mie cu adevărat. Poate tu poți da, să după spui după trei luni. Ta, da. din Mai ta să de de, puțin de și 20 și de cât timp da, faci? de 20 de ani, de 13 ani zi de zi la Pro TV și înainte și la TVR și la Realitatea TV și noroc, doamne ajută, noroc, mă bucur nu, că să, că ești nu aici pot să dau că sunt cu mașina, dar o să mă Păi fac așa că iau o guriță, știu că e păcat. Dar, nu. Știu, de 20 de ani, făcând, făcând emisiuni care au atâția invitați, nu te cred 100... că. ți-au nu plăcut, nu asta înseamnă că nu toți, nu. Și ți-am zis că este asta. Dar uite, vreau să spun o treabă și uh, în același timp uh, uh, te înțeleg foarte bine. Sunt foarte mulți oameni care spun, dar de ce îl chem pe X la televizor sau pe Y, dar de ce? Uh, vă gândiți doar la audiență. Oamenii trebuie să înțeleagă. Televiziunea înseamnă audiență. Uh, de foarte multe ori, online, nu, și aici poate o să fie unii care o să blameze, înseamnă cifre. Dacă tu faci niște vloguri și niște podcasturi la care ai o mie de vizualizări, înseamnă că ceva nu funcționează că oamenii nu vor să te urmărească. Și atunci am e nimic greșit să spui, da, vreau să fac audiență, da, vreau să fac cifre, adică e meseria ta, e jobul tău la urma urmei. Da, absolut. Întrebarea e unde tragi linia sau unde, cum faci să nu se încline balanța aia foarte mult. Imaginez, ai aici ce spui, -ți ce ție să faci, ai aici ce place oamenilor. Și trebuie să găsești, cum găsești linia aia de da, mijloc? da, Cum găsești linia aia fină? Pentru că e cel mai important să fii autentic, știi? În momentul în care nu mai crezi de într o chestie, nu mai ești autentic, se pierde, se Uite, evaporează, se duce. Uh, Am un cadou pentru tine și să știi că am trimis pe cineva acasă să-l aducă. Uh, premiile TV Mania erau niște premii extrem de populare în lumea televiziunii. Era bătaie. Okay. Dacă aveai premiul de la TV Mania, contai în lumea televiziunii. Uh, și mi-aduc aminte cu emisiunea că am luat premiul de debut, de tânără speranță, uh, iar în 2014 am găsit efectiv premiul ăsta întâmplător, adică nu le-am găsit pe celelalte, nu l-am ales special pe ăsta. În 2014 am luat un premiu la TV Mania în urma voturilor din partea oamenilor pentru cea mai populară vedetă TV. Și vreau să-ți dau ție premiul ăsta pentru că eu chiar cred că într-o bună zi tu o să iei premiul ăsta pentru cea mai populară vedetă TV, chiar dacă n-a funcționat proiectul ăsta de la început. Și să știi că ți-l dau cu, cu, mare drag. Mulțumesc mult. Apreciez foarte mult. Din 2004 ai spus? 2014. 2014. a, 2014. Da. A, e recent. Da. Foarte tare. Mulțumesc <laughs> mult. pentru că eu cred că într-o bună zi, probabil premiile nu vor mai fi așa în formate fizice, dar cred că într-o bună zi o să reușești acolo în televiziune. Cine că este? ești ambițios? Tu cât crezi, în, cât crezi, că mai durează? 30 de ani? Televiziunea? 40 de ani? 50 de ani? În, în formatul. Stai un pic. Nu mă refer la ce la, înseamnă la, în ziua de azi. Nu mă refer la ce înseamnă ce ar însemna un show pe Netflix, uh -huh. care ar fi tot un fel de TV show, dar pe Netflix. Nu, mă refer la televiziunea prin cablu, ca mediu de transmisie. Cât crezi că mai durează? Eu, dacă ar fi să dau un pronostic așa, zice că în 10 ani, nu știu dacă o să mai existe televiziunea la modul cum există acum. Probabil se va numi tot televiziune, dar va fi cu totul și cu totul altfel. Păi și că... atunci oare să aspiri către asta, nu știu, te întreb. Păi da, pentru către că poate show-ul o să fie pe Netflix, tot televiziune, vezi? Păi, Un exact. show TV pe ce, Netflix. Ce numește televiziune, <laughs> vezi, e foarte important. Eu de asta am, am și, da. am și pe asta, frate, vreau să fac conținut bun. Asta, asta îmi doresc să fac, să găsesc formula pentru a face un conținut cât mai bun, atât cât, atât cât pot eu, evident, dar să, să, să împing constant bariere. Și când am realizat că nu asta e direcția pentru a face un conținut mai bun, mm -hmm. nu share show, ori oricât de, de, de fancy ar fi platou și așa mai departe, nu show e direcția în care eu, eu pot să fac cel mai bun conținut posibil, pentru că am realizat că un, un format are niște rigori și nu se încadrează foarte bine dar cu personalitatea. Formatul mea. ăsta și rigorile astea tu le făceai aici. Da, 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 dar sunt niște reguli. Care? Păi sunt niște. Tu, când ai un format spre o da. subire de un vlog. Dar tu să faci de formatul ăsta. De... Păi da, da, ascultăm, un vlog poate să aibă 5 minute, următorul poate să aibă 20. A, aici trebuie aibă să, aibă să ai două ore. vrei? Aici trebuie să ai 2 ore și în alte chestii. Adică aici să ai, 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 zis, ok, tu faci regulile astea, dar odată ce spui vreau să am un monolog și mai vreau să am un, o bucată cu un invitat și mai vreau să, am, să am atât, deja ți-ai setat niște reguli care oarecum te constrâng, chiar dacă tu singur ți-ai făcut, dar nu poți să ai o ediție care să fie așa și o altă ediție care să fie complet diferită. Vlogul și, și e, emisiunea, chit că e pe TV, chit că e pe Netflix, nu sunt același lucru și eu vreau să fac vlog, ce puțin pentru un moment. N-a trecut foarte mult timp de când ai anunțat că ai renunțat la show-ul tău de pe televizor. Lumea a preluat în presă toate aceste declarații, iar eu o să vreau să citesc o declarație spusă pe pagina de Facebook de Victor Ciutacu. A zis despre asta? Da. Domnul Ciutacu? Uh -huh. salut pe domnul Ciutacu, am văzut că e foarte... domnul Ciutacu se îmbracă foarte hype beast. Nu știu dacă ai observat. Îi prac Adidas și îi prac și e așa pe, pe tinerețe. Forță, domnul Ciutacu. Da? Da, pe bune, nu, am un tovarăș care face da. Adidas și care e, coreb, e vin de Adidas și e reseller de Adidas da. și așa mai departe și dădea Ciutacu mesaje că frate, ai perechea aia de Jordan, nu știu de care, și am fost șocat, când Ciutacu ăla de la RTV, dar uite că oamenii au pasiunea care nu te-ai aștepta. Dar te rog. vreau să declarația? Foarte curios. Încă un papagal gonflat artificial care are impresia că le știe pe toate și la prima încercare jupe gâtul într-o meserie care îl depășește, dar despre care are păreri. Greu la deal cu boi mici. PS, audiență medie de 80.000 de oameni pe un post generalist și foarte multe zâmbete. Te dor mesajele astea? Cum ar putea să mă doară mesajul domnului Ciutacu? Pe mine, vreodată. De ce? Știi ce mesaje mă dor pe mine? Când, în momentul în care niște idori de-ai mei, mi dau. Și în momentul în care un, un idol, un om uh, care înseamnă, e un model, e un reper pentru tine, te-ai ghidat După, în momentul în care omul ăla vine și te critică, te doare. Te doare. Elon mm. Musk povestea în momentul în care niște niște repere imense de ale lui, i-au spus că nu o să reușească niciodată cu SpaceX și că nu, nu ai soluția pentru călătoria spațială și așa mai departe. Și a, a început să prângă când povestea mm -hmm. a dărâmat. Ok, dar Victor cu înțeleg, nu este idolul tău. Mm. O să ajungem și la alți oameni care au făcut declarații de-a lungul timpului, dar e un om care face televiziune de mult timp. Și acum, de asta te-am întrebat, dacă pe tine nu te doare și nu te afectează în niciun fel, crezi că pe părinții tăi genul ăsta de mesaje. Nu i-am auzit nici pe ei să fie, să fie fani ai domnului Ciutacu, dar... dar nu după să fii fan, știi? Adică... Cătărin, după modul în care a formulat acest mesaj, nu, e prima oară când, când am auzit acest mesaj, dar după modul în care a formulat, pare că pe el a durut ceva, adică pare că era... Aici știu, cred că e un război, dar, război formulări întretin... de astea, adică pe n-are rău de tot. Aici dar... cred că e și un război al tău cu România TV. Păi nici nu știu. Ați ajuns ce. la faza pe judecată? Devori să fie prima înfățișare, că e în mai acum, nu știu când e. Nu știu, n-am, adică n-am nimic personal cu domnul Ciutacu, nu cunosc, nu, așa, e părerea lui, e părerea lui, dar vezi-mă diferența asta dintre generații, adică cum jignim noi și cum jignesc ei. Mm. Mi se pare fabulos. Adică, adică, dacă aș vrea să jignesc cu un om, n-aș folosi niciodată acest repertoriu de cuvinte, dacă mm. vrei, papagal, romfrabic, dar. Da, nu, e, e părerea domnii sare și o, o respect. Sunt convins că am intrat, am intrat pe un teren despre care nu știam foarte multe lucruri. Deci, aici, probabil, Îți pare că rău? domnul cu are dreptate. Nu-mi pare rău, absolut deloc. A fost de o experiență asta zici de că învățare. Nu pare rău, pentru că e și ego-ul ăla în care, știi, sunt șelii, am făcut, trebuie să-mi asum, merg înainte, sau pentru că, nu știu, chiar nu-ți pare rău, știi? Uite ce, mie mi-au ieșit niște lucruri în viață. Mi-au ieșit niște lucruri. Nu niște A. lucruri, multe lucruri. Multe, puține. Am avut niște reușite. Asta nu înseamnă că nu poți să ai și niște lucruri care nu-ți ies. Și le accepti? Nu, încerci să învezi din ele. Adică, uite, spre exemplu, uh, Sherry Show, dacă stai să pe uh, pur și simplu pe, uh, pe costuri și pe banii investiți și așa mai departe, îți iese că e o pierdere. Dar dacă tu pe viitor poți să monetizezi experiența aia de învățare pe care a avut-o acolo, pentru că eu am învățat foarte multe lucruri despre adică... cum să lucrezi într-o echipă mare de oameni, despre cum funcționează un show TV, despre reguli ale CNA-ului, despre o, o grămadă de lucruri pe care nu le știam înainte, le-am învățat în aceste trei luni. Practic, a Din fost punctul niște de vedere am dezvoltat. Niște știi? bani plătiți uh, pentru a investi în tine? Uh, the hard way, dacă vrei, știi? The, the, the... O școală cam scumpă, uh, o ș... A fost, nu regret, adică nu -o, o să regret niciodată treaba asta, că putea fi făcut mai bine, că putea fi făcut mai puțin bine. Cred că am luat decizia bună să o opresc, am învățat, am zis că okay, gata, am învățat, văd că altceva nu mai e de făcut pe aici, a învățat, am învățat. Nu cred că dacă show-ul ăsta îl făceai așa cum ți-ai propus, un show mare, cu același Shelly la sacou, cu același platou, cu aceeași echipă și era doar pe online cum ți-ai propus, Uh, și treceau 3, 4, 5 ediții. Nu crezi că avea uh, șanse ca show-ul ăsta să fie curtat și de alte televiziuni nu și cred. poate să se întâmple alte lucruri? Uh, mă îndoiesc că uh, nu cred pentru că uh... Nu știu, nu știu ce ar fi putut ei să scoată, și bă, am discutat asta și înainte, și poate tu știi mai bine, nu știu ce ar fi putut ei să scoată din grila lor de programe, pentru că au emisiuni, bă, bă, adică posturile mari, și Antena, și Pro, și Canal D și, și canalul, da? practic aceștia cred că sunt the big three în momentul de față. Posturile generaliste. Au, 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 au show-uri cu o foarte mare greutate, în care s-au investit foarte mulți bani, uh, pe care nu cred că ar scoate din grea de programe pentru un show care doar ce s-a lansat, un show făcut de niște oameni care, pe față, asumat, o spun că n-au nicio experiență în a produce show-uri de televiziune, este prima lor încercare și ce-o fi, o fi. Uh -huh. Noi suntem tineri, suntem, ne-am dus cu capul înainte întreabă păi în treaba asta. Dar te dai show-ul ăsta, îți dai seama, putea, păi putea să fie seara la România TV sau... Asta asta a fost un vis o împlinit, îți dai seama. Acolo țin -te de fapt. Vreau să mai și glumiștii, adică... adică că, că vreau să înțeleagă toată lumea, că vreau să fie așa o discuție relaxată. Cu toate că în ultima perioadă ai fost un magnet așa, să-și atragi foarte multe critici și foarte multe lucruri către tine. A fost ziua ta de naștere, la mulți ani. Mulțumesc mult! Odată faci 20 de ani! Odată faci 20 Solo. de ani! Solo! Exact, dar în același timp... Uh, după uh, mesajele de la mulți ani Pe care le-ai primit când ai primit 20 de ani Au venit și mesajele în care toată lumea Sau, mă rog, o parte Din uh, lume, din presă, din oamenii Din online Șeli un inconștient, șeli un manelist Șeli un om care Una spune, alta face Și te-ai trezit deodată Tu care n-ai avut niciodată parte de genul ăsta De hate Am avut, nici... am nu? avut, am avut Dar niciodată nu de la de generația voastră mm -hmm. Am avut, deci dintre astea Dragi Asta, generația voastră, astea... astea... gata astea... Astea, din astea trei pe care ai enumerat, cu Sherry un inconștient, Sherry umanerist și e, Sherry una spune și alta, faceți de acord doar cu aia, cu Sherry umanerist. Aia e acord de acord. Uh, la la cele alte două nu sunt de acord. Uh, dar eu am mai avut parte de, de o grămadă de controverse, doar că, că au fost în, eticheta... în lumea mea în online, mm -hmm. știi? adică. Și puteai să gestionezi acolo. Când, când a ieșit exploit din Five gang eu am pierdut mii de abonați în câteva zile, lumea era furioasă, lumea îmi spunea uh, Sherry, banii te-au schimbat, dar fiind în, în publicul meu, în audiența mea care nu e mică, adică vorbim okay. de, de niște milioane, dar nu sunt milioane de oameni de 35, de 40 erau mai mici, știi? E, uite, aici eu cred că te înșeli. În audiența ta cred că sunt foarte mulți oameni de 35 de ani de 40 de sunt. ani care te urmăresc și care în același timp, haide să nu uităm de vlogurile pe care le-ai făcut legate de minister de învățământ în care nu. erau părinți care ziceau sunt. ne place copilul ăsta. Sunt, sunt foarte mulți, sunt foarte mulți. Dar acolo, când, ven, când a venit vorba, spre exemplu, de controversa aia cu exploit, de. cei care mă contestau erau tineri. Erau da, 15-18 ani. 15-18 ani, da. Și acolo, erau deci, controversa au mai existat. Acolo, eu, aici a fost o controversă care a fost mult mai vizibilă în, în zona ta de public și în, în bura ta, dacă vrei, uh -huh. pentru că toți trăim în niște bure uh -huh. până la urmă. Eu deschid newsfeed-ul, văd anumite lucruri, tur deschis, Correct. vezi alte lucruri care sunt targetate pe gusturile tare, preferințele tare, prietenii tăi, vârsta ta și așa mai departe. Fiecare vede lucruri diferite. Uite, o să ajungem și la plecarea asta din Five Gang și ce se întâmplă cu Five Gang, dar Eu vreau... Să... Da. Ce? Plecare? Nu, nu plecarea ta din Five Gang. Ai plecat odată de Crăciun da, atunci, ai făcut a, și un film. A, a, nu, de, de nu plecările... Nu, de plecările care au avut... Ai zis, ai zis mai da, departe. Da, da, nu nu. am plecat, nici <laughs> că, 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 că e trup, adică... Povestim imediat. Dar da, vreau să zic, la ziua ta, uite, Lucian Mândruță, despre Shelly. Dacă înainte sfidea Ministerul Educației, acum și-a găsit un target mai cool, Ministerul de Interne. Bombă, am râs. Da? Am, am văzut postarea, da, am râs. A fost tare postarea lui, am râs. Eu... eu un plac la adresa mea, întotdeauna mi-au plăcut. Și pe online, eu, când oamenii făceau clipuri în care mă răustuiau și făceau ironii, eu reacționam. Le, erau chiar unii care îmi spuneau, frate, dar le dai atâta atenție ăstora care te critică și nu ne dai atenție nouă ăstora care te te apreciem, da. știi? Dar e funny, adică a dat-o funny acolo. Acolo a fost funny. Dar ce a fost greșit la ziua ta? Sau ce a fost greșit după ziua ta? Păi, vrei să mă întreb din perspectiva mea, că mm -hmm. din perspectiva nu atent, Dar vreau să te întreb din perspectiva omului care a făcut un filmuleț în care a spus tot ce s-a întâmplat, care a fost impecabil alcătuit, dar în același timp, pe anumite locuri, mi s-a părut așa, știi, băi, șeli, băia deștept, știu cum să joace. Și îți dau și un exemplu. Păi, îți dau păi, un exemplu. Și... Ce, ce e rău în asta? Că întotdeauna ai vrut să le arăți oamenilor, de fapt, cum vezi tu adevărul din partea ta. Adică m-am uitat acolo la filmulețul ăla și am zis, o, pe bune, adică și el ne spune acum, oameni buni, cu ce am greșit? La ziua mea au fost frații cocoși, priviți ce oameni talentați. Și arată niște momente cu ei de la România au talent. Da, în același timp puteai să găsești pe internet niște momente cu frații cocoși și de la diferite cumetrii unde se întâmplau tot felul de Hei, încă o sută, încă o sută! Ceea ce încă o dată nu e rău, dar în același timp mi s-a părut așa un pic, uh, știi? De fapt, haideți să vă arăt eu cum stau lucrurile și vreau să vedeți ce vă vreau eu să vedeți. Fiecare om încearcă să pună în fața publicului care vorbește, să impună o perspectivă. Propria mm -hmm. perspectivă. Ai, ai perspectiva mea. Uh, eu uh... Am auzit de frații Cocoș, De acolo, de la România, au talent. Bineînțeles că oamenii fac tot felul de cântări și tot felul de, 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 de cometriși. Încă o tot dată, de... nimeni nu le contestă talentul. Dar oamenii au un talent e... extraordinar și eu acolo, acolo mi s-a părut că pot, erau niște imagini în care îi se, îi se dovedea talentul ăsta. Mai a întrebat ce cred eu că a fost greșit a ziua mea. Nu, și mai ales ce a fost greșit după ce ai postat acel video. Nu, eu n-am nu nu, văzut nimic greșit în, în acel videoclip. Eu spun unde am greșit Pentru la ziua mea. O să spun eu la ce mă gândească, la ce discuție au apărut. Zim. Discutăm imediat după aia. La ziua mea a fost greșit faptul că s-a încărcat regea. Că regea nu-mi place mie, că regea e stupidă, că eu consider că ar putea fi făcută mai bine. Asta e partea a doua. Nu trebuia să încărcăm regea. Din nou, repet, noi ne-am testat înainte, adică în afară de câțiva oameni din informația din, din au că care nu știam, n-aveam cum să-i știm de dinainte da. că vin și așa mai departe, participanții au fost testați înainte. Drept de -o Cât o vadă, a dat -a încă uraganul? A cântat la majora la tine? La majora, la 20 de ani? Ei, sumele sunt confidențiale. <laughs> nu cred că ar vrea să spun neapărat. Nu? Da, e câteva miuțe bune de euro. Îți dai seama. Fără da. Da. Dar uh, ce vreau să spun. Deci, uh, de, oamenii au fost testați. de eu consider că acolo un pericol real nu a existat. Drept dovadă, toți sunt bine sănătoși. Um, exemplul pe care l-ai făcut și filmulețul ăla a fost uh, impecabil Adică, practic, l a explicat oamenilor și mi-a plăcut intrarea ta. Adică, genial, știi? Poni Manel, le -ai intrat, te ai așezat și, bă, băieți, hai să vă explic. A fost ziua mea. Mulțumesc mult. Eu cred că oamenii, mie mi-a plăcut asumarea, adică... și curaj, adică... asumarea. Dar, în același timp, uh, oamenii te-au privit cu aroganță, știi? Uite, Mikey H. este unul dintre oamenii care, după filmulețul ăla, a văzut în tine un tip extrem de arogant. M-am uitat inclusiv în ultimul clip când vorbea despre oamenii de 40 de ani care sunt săraci și nu au bani și sunt invidioși pe el. Că el muncește mult, că jurnaliștii vor să-l tragă în jos, că sunt geloși, că el câștigă bani, că nu-și permite să stea 14 zile în carantină, care trebuie de făcut, că e important. Nu poți vorbi în felul ăsta. Eu înțeleg că te crezi buric cu pământului. Am fost și eu acolo, dar modul ăsta în care te exprimi îți atrage antipatie chiar dacă tu nu gândești așa. Ai simțit că ai fost acolo un pic după întreg evenimentul tu știi că ai dreptate în foarte multe lucruri și vroiai să-ți spui și poate ai spus-o prea direct, prea arogant. Nu, nu deloc. Cred că modul în care am spus-o uh, a, uh, a fost exact ce trebuia, în sensul în care a fost un mod direct, uh, poate un pic brutal, care a percutat direct în, în, în mintea oamenilor. Uh, uh, S-au uh, răstărmăcit foarte mult vorbele mele acolo. N-am spus niciodată, spre exemplu, de oamenii de 40 de ani care ar fi săraci. Am spus că mulți dintre. Din am spus de oamenii de 40 de ani la modul general, am spus că mulți dintre cei care mă critică pe mine pentru ce am făcut la vârsta de 20 de ani, când erau de vârsta mea, Poate erau de făceau... un milion de ori mai rău, bă, ascultau manere și scuipau semințe în fața blocului. Asta am spus deci, din nou, nu, și nu, -o dată, nu, ia, e o chestie generală. Nu e o chestie generală. Am spus, bă, mulți dintre cei care mă critică. O, pentru că eu am văzut, nu-mi plac oamenii ăștia care se dau foarte, foarte inteligent inteligenți și foarte cultivați, dar îi vezi în comentarii pe Facebook cum te înjură, te fac de, ceva ca ușa cortului. Și oricum, când intri pe profilurile lor, au sigur o icoană sau o ceașcă da, de da, cafea. Da, 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 și sunt cu tot. nevasta și copii da. și după aia da, vezi exact. în comentarii, sper să moară da. de-astea Și atunci am, am, am să evidențiez acest dublu standard al acestor persoane, dacă vrei, nu iau înapoi niciun cuvânt de acolo. Eu ți-am zis unde cred eu că am greșit, am greșit azi ziua mea, nu în, nu în, răspunsul respectiv, despre ce a comentat Mikey H. El a fost unul dintre oamenii care m-au inspirat să mă apuc de YouTube Domnă, în, momentul în, care, în, în momentul în, care, în, momentul care eu m-am apucat când eram mic, pentru că atunci era un trend setter. Și acum am ajuns la ce ai spus mai devreme cu Elon Musk, când la un moment dat avea niște oameni nu, pe fă, care îi admira. Stai, nu, și oamenii au -a, a fost, zis nu reușești, Mikey H. era omul pe care tu îl plăceai și vrei să ajungi ca el. Da, 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 n-a fost la nivelul de, de idol, stai, știi, știi că nu eram <laughs> Mikey, nu, dar a fost un om care m-a inspirat, am văzut că el reușește și am zis, bă, uite, poate pot și eu și din acest motiv nu o să, aș avea multe de spus, dar nu, n-are rost să să, să, da uh, uh, să spun despre Mikey Nu, ți-am spus pe bune, adică în momentul uh, nu mai hai să spun dacă era un idol pentru mine în momentul de față și spuneam, mamă, Mikey Mikey, Am greșit, da. De ce ai sufletul găsit? meu, atunci da, cu adevărat probabil că m-ar fi durut. Deci alea sunt singure lucruri care mă dor și mă mai dor poate comentarii venite din partea unor oameni care au fost fanii mei din ziua întâi. Mai, am, am mai primit comentarii de-a lungul timpului, nu, nu era incidentul ăsta. Oameni care îmi spuneau, frate, cred că ai greșit, cred că te-ai schimbat, cred că ai făcut asta, asta, asta și uite, eu sunt fanul tău din, din 2013, frate. Și aici consider că, nu că te-ai schimbat, că n-ai făcut bine. Și alea chiar, te, afectau, te, te afectează și te fac, să, cu tine. te fac să te gândești muraiere. Te gândești noaptea. Bă, oare omul ăla... Adică omora sp -o, o spune cu sinceritate, o spune cumva. Spre ce a spus Mike Has? am spus. Nu... Dacă spui de idoli, care ar fi idolii tăi? În momentul de față, mm -hmm. care sunt idolii mei, care sunt reperele mele, uh, Elon Musk e un om, e un om absolut senzațional. Uh, oamenii care fac show-uri de, de late night în America iarăși sunt... Știi că sunt, te, te las acum să zici din America și apoi să te întreb dar din România, nu admir pe nimeni? Nu-ți place nimeni? Admir, admir pe foarte mulți oameni, dar nu la nivel la care pot să spun că sunt că ar fi niște, niște idoli ai mei. Uh -huh. Nu, am, am oameni, sunt oameni în viața publică care mi se par foarte mi se par foarte tari, sunt oameni pe care publicul nu-i cunoaște, oameni cu vieți private, oameni care nu sunt persoane publice, care sunt poate niște mentori pentru mine sau niște prieteni mai, mai în vârstă de la care am învățat foarte multe lucruri dar mi-e mi greu să nominalizez că nu, nu fac niciodată o listă în prearabil cu, cu lucrurile astea există și când văd un om când dar lucrurile astea sunt dinamice știi? adică atunci când văd pe un om pe care poate nici nu-l cunosc Că facem un lucru senzațional Că spune place. un lucru senzațional, că facem un lucru senzațional zic, wow, cât de tare e, cât de misto spune omul ăsta. Aici stai? ne potrivim. Eu sunt uh, fan Mourinho și nu sunt mare microbistă, dar întotdeauna mi-a plăcut atitudinea lui și la un moment dat am fost la un merge Barcelona-Real Madrid doar ca să-l văd pe Mourinho Am uit la Formula 1 pe Netflix și sunt efectiv fan și sunt fan al managerului de la Red Bull, pentru că îmi plac exact oamenii care spun ceva au o idee, se întâmplă, mm -hmm. știi? Da, da, da. și te înțeleg aici da, și cred că de la, de la, de la foarte mulți oameni ai ce învăța, chiar și de la oameni care sunt foarte controversați, oameni care poate au făcut foarte multe greșeri sau oameni care nu prea în totalitate. Există oameni cu care sunt în dezacord 95% din timp și spun Mamă, ce, ce tâmpenii poate spune omul ăsta. Dar încerc să fiu obiectiv și în momentul în care văd că omul ăla spune ceva corect sau undeva unde are dreptate sau omul ăla are un talent, știi? Uh -huh. Zic bă, da. Ai da, un exemplu da, de, da. de om de genul ăsta? Ca să le reperăm așa? Bă, uite, spre exemplu uh, Mihai Gâdea da. este un om senzațional de televiziune. Uh -huh. Deci el ca om de televiziune este senzațional. Cred că sunt de acord cu foarte puține din, din unghiurile și opiniile pe care le reprezintă, modul în care uh, prezintă anumite lucruri, zona politică uh, pe care o promovează, pentru că o promovează și așa mai departe, știi? Era un post de știri care asta face. Adică... Dar el este un om de televiziune extraordinar, modul în care vorbește, modul în care îți captează atenția. Trebuie să vezi părțile care sprag dintr-un om, adică nu, nu, trebuie să, nu există oameni răi adică și cu, oameni buni. Cu știi? toate că 95% nu ești de acord cu foarte multe subiecte sau modul cum le abordează. Dar, dar e omul foarte care place. Mult, mm -hmm. Respect foarte mult cum e ca om de televiziune modul în care pune problema, modul în care vorbește, modul în care se se exprimă. Din nou, nu nu, nu punem nu încerc să pun etichete oamenilor. Ăsta e idol, ăsta e uh, un gunoi, ăsta e bun. Bună, asta e rău? Nu. nu Lucrurile nu sunt albe și negre, știi? Sunt oameni care au, au niște părți extraordinare sau un talent foarte, foarte, foarte bun. Poate nu-l folosesc în, în cea mai bună uh, formă, știi, și așa mai departe. Uite, Dar trebuie să vezi părțile bune. Când vorbești de oameni talentați, Cristian Tudor Popescu e un om talentat în ceea ce privește condeiul, absolut, scrisul? Absolut, absolut. Și el e unul dintre oamenii cu care ai avut ceva meciuri. Uh, spun sincer, a fost o onoare pentru mine că am avut ocazia să-i dau o replică. Cristian Tudor Popescu, adică eu e eu, eu, eu un om pe care acum i-am -am, zis-o. Adică i-am zis niște lucruri, dar respect foarte mult. Dar pare adică rău este... de lucrurile pe care le-ai zis? Nu, deloc, nu nu, nu, nu. nu mi se pare Pentru... că am, că am, că am greșit cu cu ce a zis domnul Cristian Tudor Popescu, dar cred că uh, am și subliniat faptul că respect, adică omul este. Adică are aici, mult, creier poate mult mai mult decât am eu, am 20 de ani, are, o, are a trecut, e un om trecut prin viață. Adică te îndoiești care... Are mai mult creier decât tine la 20 de nu, ani? Nu, sunt convins, <laughs> rectific, sunt convins că ai mai mult creier decât mine. Nu sunt deloc de acord în, în, în privința lucrurilor pe care le-a spus despre mine, asta e partea a doua. Am adică... 20 de ani, sunt fericit, pe scurt, mi se fâlfe de amenda pe care mi-o dați. A declarat fără a se gândi vreo secundă la semenii lui, la posibilitatea de a îmbolnăvi niște oameni și este urmărit de, și este urmărit de peste un milion de inști pe de socializare. Un om pe care îl respect foarte Nu e idolul meu, e un om pe care îl respect foarte mult, e un om foarte inteligent. Nu sunt de acord cu ce a spus despre mine niciodată când a deschis gura despre mine, mi se pare că mereu a fost pe lângă subiect. Uh, mai ales prima oară atunci cu mașina Da, dar mașini Tudor de 70.000 de euro Cum l-am văzut pe băiatul acesta vloggerul A venit aici la Digi, Shelly sau Shelby este, Era reprezentantul noi generații Care vine cu forță, cu entuziasm Să lichideze vechile structuri îmbătrânite Dinozaurii, frumos, revoluționar Și acum văd că prima lui grijă este Să-și ia la câte are Nu știu, 16, 17, 18 ani Cred că nu are 20 de ani și, -și a mașină de 70.000 de euro Pe care de altfel a și ciognit-o deci, ți-am spus, este bine, părerea asta mi s-a părut complet aberantă, deci de. dacă vei, te pot discuta o oră cu tine despre de, de ce această părere e complet aberantă, dar ți-am spus, eu încerc să văd părțile bune într-un mm -hmm. om. Omul a spus foarte multe adevăruri, omul cred că e un jurnalist care acum poate mă înșel, poate mă înșel că nu, nu, i cunosc toată viața, n-am fost în dar cred că este un, un jurnalist care nu s-a vândut, nu, 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 cred că s-a compromis vreodată, nu cred că a, a făcut vreodată propagandă pentru... El activează foarte mult în zona asta de politică, jurnalism politică, că întotdeauna omul a spus ce a gândit și cred că întotdeauna a, a, a spus-o cum a simțit-o el. Și asta e de apreciat, știi? Și a spus-o cum a simțit-o da. și în ceea ce te privește pe tine. Sunt convins că da, sunt convins că aș, a, asta crede. Și sunt convins că nici n-am da, deci... cum să-i schimb părerea despre Despre, da. despre mine și dă, îi urez multă sănătate. Da, știi? Da. La, la urma la urmei trebuie să privești și partea cealaltă, știi, din online, un vlogger atrage atenția și lui Cristian Tudor Popescu. Da, știi? Mi -a adică... s-a senzațional. M-a okay. citit într-o emisiune versuri din Five Gang Focus Pocus, care noi scriem versuri de la Five Gang gândindu-ne E divertisment, amuzament. Da, 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 Exact, noi ne gândim cum putem să le facem mai cretine. Adică, și asumate-i pe față. Adică, noi, noi ne-am asumat întotdeauna că noi facem muzică a Caterin, că facem muzică amistă. Știi, și mai noi ne gândim, păi cum putem să spunem ceva, să fie atât de, de, de tâmpit și de amuzant, încât să le rămână oamenilor. că chiar am scris niște versuri. Astea e senzațional. Adică decidez... Și aici, nu intri în contradicție cu tine, știi. Uh, o să fie oameni care ar bine, Shelley, tu vrei uh, să faci re reformă în învățământ, dar tu spui că faci niște versuri cretine uh -huh. pentru oameni, ca copiii ăștia care te ascultă în ziua de astăzi să se îndobitocească cu muzica ta. Nu este adevărat. Știi? Adică toate nu lucrurile este, astea așa vin ca un... Nu ori... este adevărat. Așa este. Fac niște versuri cretine, încerc să le fac cât mai cretine, dar este divertisment. Dar de Și ce nu... faci versuri cretine când poți să faci versuri uh, inteligente? Pentru că asta îmi place mie să fac. Îmi place să fac muzică amuzantă. Vreau ca muzica mea să fie amuzantă. Nu-mi doresc ca muzica pe care noi o facem cu Five Gang să fie o muzică la care să te gândești noaptea să zici, bă, ce-a vrut să zic autorul? Nu-mi place asta, nu mă coafează. Vreau să fac o muzică amuzantă. Vreau să fac o muzică în care să, să o ascult, să puvnești și să-i, nu pot să cred că a zis că uh, cum zice mă, mică, Bag mâna am buzunarul stâng, e un tank și a rimat că bag mâna în buzunarul drept în un tank. Adică e da. ceva, înțelegi, de te doare mintea. Asta e, E eu de să un fac. om care totuși a terminat bacaloreatul cu cât? 10, nu? Cine? Gami? Nu, tu. Uh, nou, cu, cu Media 960. Da, deci 960 da, la română da. cât ai luat? Uh, la română am luat 970. Deci 9, omul 60. ăsta face versurile astea. Uh, oamenii nu, nu trebuie să te aștepți de la un om să meargă într-o singură direcție. Nu ai cum să te aștepți de la asta. Da, de, că, de, asta nu crezi că e greșit la un moment dat? Ce? Pentru că oamenii nu mai știu de unde să te ia. Acum ești în costum frumos, ești la prima TV, acum ești cu mapa la sub braț și te duci să te iei la trântă cu Ministerul mm -hmm. Învățământului, după aia faci niște versuri cretine, exact cum spui tu pentru Five Gang, după aia te duci faci un prank, după aia mai faci altă poveste, apoi te duci la costum îmbrăcat la sinteza zilei și oamenii stau să gândesc, bă, dar care-i știi? Sau oamenii vin la renele romane și ți-am zis, am fost la show-ul vostru, m-au durut umerii două zile, pentru că filmul a vrut să stea doar pe umerii mei să vă vadă și nu mai puteam efectiv 50 de minute cât a ținut și David, hai să... Nu, nu, stai că mai Și piesa asta să o ascult, și piesa asta. Și erau acolo la arenele romane oameni care au rezonat foarte tare cu tine, părinți, pentru că acolo ai avut un mesaj pentru toți părinții să-i sprijine pe copii, să creadă în visele lor, să-i ajute, știi? Și atunci, care n-ai bai știi? ăla care face versul la Caterinca, ăla care cântă încă uraganul la ziua lui, cine... Eu sunt e toate ele? aceste persoane. Asta e chestia. Ești, că urma cu de toate, oamenii, cum zicea Dorian dar, Popa. Dar, oamenii nu-și dau seama că toți sunt așa, gândește, nu știu, CEO unei companii, da? E foarte serios, la cu de muncă, se întâlnește cu ăia, cu investitorii, cu how era vorbește foarte serios. După aia se duce acasă la nevastă sa și poate face glume pe Caterinca. După aia se duce la o petrecere cu prietenii lui din, din, din școală, din liceu și e complet altă persoană. Da, dar nu sunt publice toate și atunci omul ăla are o anumită imagine. Păi CEO companie păi, da, da, care eu, e așa. Da, da, eu așa sunt. Eu, eu nu, nu mi-ascund niciodată. Doream Popa zis că e și urma cu de toate. Păi atunci sunt și eu așa cu de toate. Eu nu, nu mă ascund niciodată. Nu mi se pare că dacă, că dacă tu faci grume și, dacă faci, și că, pentru că faci caterincă, nu poți niciodată să, să vorbești serios. Cum ar fi să iei acum pe bobonete, da. să-l întreb ceva serios și să-l întreb pe jumătate și să spui, bă, dar tu, tu n-ai spus, ai spus nicio grumă. Uh -huh. cu două minute n-ai spus nicio grumă. De ce vorbești serios? Că tu ești la, tu trebuie să ne faci să râdem. Nu! Oamenii nu sunt într-o singură direcție și eu nu sunt un, cum să spun, un singur personaj care doar în acest sens. Uite, asta e o rigoare, spre exemplu, știi, pe la care poate. De, exact, pe poate televiziunea de, o menține. Cu, cu Nu cred că ai avut vreo restricție acolo. A, n-am avut nicio restricție, nu. Dar și s-a spus eu, să nu chem pe cineva? Nu, nu, decât pe oamenii care au <laughs> exclusivități cu alte posturi, dar aia nu era, <laughs> de că noi să-i chemăm, dar ei nu veneau. Uite, <laughs> dacă putem să dăm <laughs> și din casă, e faptul că la un moment dat filmase cu Dorian Popa, uh, show când știi că e doar pe online și la un moment dat ați aflat că a semnat cu prima TV. nu, se știa deja că va fi la prima. Se da? știa deja, dar el a venit zis? totuși pentru că va fi doar pentru ok, că am pus îl pe punem online. doar, pe online. Exact. Da, da, și au fost două show diferite. pentru că în nu putea să apară la... Uite, o rigoare, da. E, na. Uh, nu știu dacă în online, sper să nu se întâmple vreodată în online chestii de genul să facem exclusivități între noi, să, să, să că Dorian, băi, eu nu pot să apar a că ah. am exclusivitate cu ba, bă, a... Vramunteanu. A... 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 <laughs> Acum sperăm să nu fie în online povestea asta ciucă, nu? Că și noi, la noi a fost Teo de la Canal D, Dorian Popa de la Antena 1, uh, Shelly de la Prima TV. Sper că nu. nu Hai, Doamne ajută! <laughs> doamne ajută! Uh, nu mai ca ar fi a cincea pe azi, adică am, da. am o inimă... Atunci îmi fac eu un cafea, două. pentru că îmi place discuția asta și vrem să stăm mai multe de povești. Uh, uite, avem uh, o facem așa, prin telecomandă. Hai, da. hai, că mai bag Gata, ta, mă, l-am convins. Și știi cum l-am convins pe Shelley, nu? Uite, avem tehnologie, avem un expresor care îți face cafeaua în tu ce poți să faci alte lucruri și nu mai pierzi timp. Păi și cum ajunge cafeaua aia de acolo aici? Trebuie să te ribie, o A, iei. Asta e, asta nu s-a vezi? A, înțeles. Uite, e fixă din telefon. Alege de aici și ți-e preparat. Asta e foarte tare, bine. asta e tare. E un smart, smart device. Da, îți ușurează așa munca, știi? Da, da, da. Avem uh, expresorul ăsta de la. Deci, asta vreau să zic și longhii prietenii noștri care ciucă ne scot din uh, belele. Nu? Da, da. <laughs> Bun, hai să facem cafea și a, povestim. A, asta vreau să zic: uh, cred că din ce în ce mai mulți oameni ar trebui să-și arate cât mai multe raturi. Și eu așa sunt Eu frate, cred că frate, din așa ce ce mai mulți oameni sunt încorsetați Și nu vor să-și arate laturile astea Păi e o problemă Eu n-am -am, -am pățit nimic, nu m-a omorât nimeni Pentru că am uh, discutat despre educație Și am ascultat și manele și am făcut și piese cu 5G N-am pățit nimic până acum, merge senzațional N-am pierdut nici sponsor, nici nu s-a întâmplat nicio tragedie Deci îi încurajez pe cât mai mulți oameni să, să, să fie în felul ăsta Și de ce nu să, să surprindă prin autenticitatea lor și prin natura lor. Pentru că adevărul e că eu, în momentul în care discut cu un om de 40 de ani despre educație, da. cu un ministru, port o discuție serioasă cu el, vorbesc într-un anumit mod, sunt capabil să duc discuția aia, am, am niște lucruri pe care aș vrea să le schimb acolo despre educație. Când mă văd cu Gami și cu Pain și suntem la studio. Noi nu vorbim despre educație, noi vorbim despre uh, five gang și facem catering, că ne uităm la videoclipuri amuzante pe YouTube. Uh, știi, dar ai, ai dreptate în mare parte ce zici. Dar eu vreau să-ți dau un exemplu. Acum uh, șase ani sau șapte ani, dacă nu mă înșel, am avut niște dispute cu niște oameni din lumea manelelor, care erau invitați la emisiune. Știi cât timp uh, mi-a rămas eticheta... Uh, chemați maneliști la emisiune? No. Nu, noi de șase ani de zile uh, nu știu, n-am făcut uh, și încercai să spui, dar știi, atunci toată lumea făcea chestia asta, era o competiție. Nu. Îți rămâne o etichetă. Păi da, dar lucrurile astea, în, în, eu cred că în generația mea nu mai sunt de Adică eu... Asta vreau să te întreb. Scris că s-au schimbat lucrurile. Eticheta Înainte de Înainte oamenilor le era puțin. rușine să spună, Ascult manele, știi? Da, nu, nu ne mai e rușine. Eu am, am, terminat Frații Buzești, care știi că e primul, primul liceu din Craiova, unul dintre cele mai bune licee din țară, dacă e să le iei după media de intrare, că acum na, da. nu... E singurul criteriu după care creasi un liceu. În pauze se ascultau manele și oamenii erau foarte deștepți. Majoritatea dintre ei sunt la facultăți de medicină și vor fi viitori medici. Te-ai gândit atunci... vreodată că medicul care poate te va, bă, îți va face o intervenție sau o operație la bă, 60 de ani bă, asculta manere când era... Bă, sau nu ai mai lăsat să te opereze pentru că asculta manere atunci în pauză -i, la liceu? Îmi distrugi imaginea. Întotdeauna aveam impresia că în sălile de operație e un medic care spune Mozart și așa te operează, știi? Nu, așa e în filme. Probabil, nu știu. Dar de unde e N-am de, de ce mă crezi mă că oamenii uh, se, se feresc să recunoască că ascultă manele? Pentru că încă mai e chestia asta, știi? Toți dansează dimineața la petreceri, toți se bucură, dar nimeni nu recunoaște că a dat play la o manea sau că o ascultă. Păi, din același motiv pe care oamenii se feresc să spună și să-și să, să, să asume foarte multe lucruri, teama de a fi judecați de cei din jur. Dar eu vin dintr-o generație în care lucrul ăsta nu e judecat. Crezi că eu n-am teama asta de a fi judecat? Încă și eu o am. Încerc să o nu aștept, dar o am. Orice om o are, ne, ne naștem cu ea. Și ce? care e cea mai mare uh, teamă în privința judecății? Că oamenii ar putea să-și facă o impresie despre tine în ce fel? Sau ce te-ar deranja cel mai tare? e teama de a fi judecat, pur și simplu. Adică o, de a fi judecat în orice mod, în orice fel. Adică de ok, presupun că nu se te doare foarte tare că cineva judecă că n-ai montat bine un vlog sau că n-ai făcut ceva. Okay. Că îți rămâne așa o etichetă că tu la minune, de fapt... De fapt e un manerist. Da, dar acolo ți-am zis, generația mea, nu o privește așa. Uite, chiar am, avut am făcut asta de, și discutam la interviu ăsta cu vedeta da. ta preferată în spate. Tot în care ce făceam? Era un costi pe care nu cunoaște da. lumea la modul nu e o vedetă. Știi? Întrebau oamenii pe stradă. Ce părere aveți de Sherry? Încerca să-i, să, să restrânească un pic de hate. Știi? Da. Dar, dar ce părere aveți de faptul că el spune că reformează educația și ascultă manere și Oamenii spună, în special tine, spun, păi și nu văd nicio problemă. Și care e problema? E un gen muzical, știi? Da, și... Adică, până la urmă, asta e, e, un, e, un, gen muzical. Adică când îmi spui că, că domnule, cum împace ambele personalități, Poate știi, bă, vrei să reformezi educația și ai dat în cap la un om pe stradă sau te-ai luat la bătaie cu un om și bă, ai, bă, ai bătut o femeie sau nu știu ai făcut ceva care chiar nu se potrivește cu asta. Evident că atunci nu mai ai nicio credibilitate când încerci să schimbi educația. Dar pentru că asculti un anumit gen muzical. uite, nimeni nu se fereste să spună că ascultă trap. Nu? Se ferește cineva să spună că ascultă și așa ajungem la materialul tău unde arătai că de fapt trepul poate să aibă niște versuri mult mai urâte decât manelele. Dar nu ai fost manipulat, știi de ce? De ce? Pentru că uh, sunt niște manele care au niște versuri mult mai urâte și decât trapul ăla. Depinde cum le vezi. Că și, și trepării au uh, piese în care nu găsești în jurături. știi? Absolut. Adică puține, da, da, da. Dar da, acolo ai pus-o cum ai vrut tu. Păi acum am pus ca să evidențiez câte diferențe pot exista. Pentru că pornim de la adevărul ăsta. Toată lumea spune trepul este o chestie curie, o chestie așa știi, și manerele sunt în cultură. Dar nimeni nu spune de trep că ar fi în cultură. În realitate, niciunul dintre aceste genuri muzicale nu sunt în cultură. Sunt niște moduri de a te exprima, niște genuri muzicale. Au fost povești care spuneau că și simte, manelele sunt toată ziua în trending, e băiat deștept, vrea publicul lor dacă îl întrebai acum patru ani dacă ascultă manele, nu ar fi spus. Păi n-ascultam. Că... N-ascultam acum patru ani, nu manele. Păi și când îți ai dat seama că ești manelist? Când am început să pună manele la petrecere... Deci că ești manelist, că ai zis tu că ești. Nu, nu ai bă impresia că... Sunt, sunt, că îmi plac manele, adică ascult manele. <laughs> okay. când? când? au am început să se pună manele la petrecere, când prietenii mei au început să asculte manele și mi-am dat seama că stai mă un pic, îmi manele, că manele astea chiar au niște versuri caterincă, adică chiar sunt fanii. Trebuie să înțelegi, generația mea, Ascultă foarte multă muzică și asta e, din păcate, un dezavantaj pentru foarte mulți artiști comerciali, foarte mulți artiști pop, știi. Pentru că ascultă, dispar. nu dispar, nu. Uh, pentru că nu mai au atâta priză la actuala mm -hmm. generație, din păcate. Mm -hmm. Sau, din... cum vei să o spui, din păcate, din fericire. Depinde de care parte a spectrului muzicar te situezi. Uh, generația mea ascultă foarte multă muzică în mod ironic. Poate sună ciudat sau absurd ce spun. În mod ironic, ține cont. Adică. Uh, muzică cu versuri intenționat idioate, muzică cu, cu versuri la care nu te aștepți, muzică uh, care, pare care, care, e așa foarte sinceră și foarte asumată, dar pare făcută de niște oameni care s-au apucat ieri de muzică, care sunt... Uh, sunt uh, uh -huh. care pare a fi afonii. Chiar am scris acum un vers Gami pentru următoarea piesă, 5 Gen, că bă, nu mai știu cum, s-a terminat când vine la microfon, v-am spart la vizualizări și eu sunt afon sau o treabă de asta. Uh, tânăra generație preferă naturalețea asta unui om care pare că nu are nicio treabă cu muzica, dar s-a apucat și el să cânte și o spune cum era el acolo, știi? Dar că asta cred că a ajutat foarte mult și TikTok-ul pentru că acolo găsești multe piese care devin hituri, pentru că sunt cântate pe TikTok și făcute tot felul de storiu și de povești. Da, dar și înainte de TikTok-ul doar cumva dacă vrei a accelerat un curent care exista deja, dar eu nu cred că rețelele sociale manipulează și că ele dau trendul, eu cred că ele doar sesizează ce caută lumea și îți împing în față, pentru că asta e scopul algoritmului. A... Da, dar nu e... Nu e că îți oferă ce vrei să vezi tu, adică cumva dacă vrei potențează, accelerează niște, niște trenduri. Eu, eu, eu Știi cum e povestea acolo. asta? Da, e o discuție foarte amplă și aș încerca să o pun în paralel cu discuția din televiziune, pentru că și în televiziune de foarte multe ori este, dar de ce nu sunt olimpici la televizor? Și dacă le spui oamenilor, știți, am adus olimpici la emisiune. Și ne-am uitat a doua zi pe audiență și ne-am dat seama că de ce oamenii nu vor să-i vadă pe olimpicea aia. Așa e, oamenii știi? nu știu ce vor, oamenii spun de ce nu e asta, dar nu te uiți, uita, te-ai uitat mă, când au fost da, olimpici da, și da, nu te-ai uitat. Da, da, pai, da, de da dar vreau să-i văd. Da, ok, Da, da, da să-i aveți. Exact, exact. Nu ne uităm la ei, dar vrem să știm că sunt acolo. Da, 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 da. Uh... Așa se întâmplă, așa e e, 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 e adevărat. Și asta spun, până la urmă Maneaua e și un gen muzical cred că o să mai fie câțiva ani așa foarte ramuri. Și haideți să fim realiști, sunt să... niște oameni acolo care au niște voști fabuloase. Sunt, sunt care au niște voști Și fabuloase. sunt niște oameni care au terminat licee și școli de muzică. Da. Exact da. cum uh, povesteai de frații Cocoș, nu? Da, uh, da. Au terminat uh, la Lipati, nu? De altfel, trebuie să spunem, dacă tot prezentăm părțile bune ale manerelor, uite, un lucru care nu-mi place la manerelor, să spun, ca da, să nu pară așa manerist. Nu, 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 nu. Nu asta. Deși, e, poate și ai, și acolo poate e o chestie, te, te tare prea mult și așa. Sunt multe manere care se copiază, din păcate, și copiate din, din de, după piese orientale da. și așa. Ceea ce mă întristează, sincer, să adică spun. Adică că nu că... e originalitate. Da, da. Nu, nu, sunt toate așa, știi? Dar sunt unele care sunt așa. Și e păcat că top, e așa, cumva, Top trei maneliștii tăi preferați? Mă, nu știu dacă am trei acum. Bă sunt piese de la anumiți maneriști care îmi plac, știi? dar n-am, adică nu sunt, n-am un curt al... Ar... uraganul, țancă Uraganu, nu, ța top? Țancă -uraganu, e, e, top, da, da, Țancă Uraganu, Florin Saram, Florin Saram e talentat, 100%, bă, nu l-am cunoscut niciodată pe Florin Saram, nici nu l-am chemat la vreo paranghere, dar e, 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 foarte tare. Cred că era mai scump uh, țancă. E posibil, e posibil, dar nu din criterii de buget, pur posibil s-a votat, s -a votat uh, țancă. Uhum. Eu, am făcut, eu chiar am făcut un sondaj înainte de ziua mea. Ce, vrei, cine vezi mă să cânte? Țancă. Țancă, 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 țancă. Toți prieteni mei cu țancă. Ce vrei? Suntem gașca țancă. Asta este. Așa. Uh, și după aia, nu știu, bă, bă, Biju, a cu maneaua aia cu de nu era pandemia, te ducea la Han, te ducea la Mia. Este foarte funny maneaua, foarte tare. Și mă îmi place maneaua, adică e, e tare efectiv cum o cântă. Spune, de nu era pandemia, te ducea la Han, te ducea la Mia. Te simți bine, te distrezi pe muzica aia, nu înseamnă că nu trebuie să asculti altceva, uite, în timp ce veneați pe tine, acum am ascultat una din piesele mele, cred că all time preferate, dacă ai fi să fac un top 10 cu piese preferate, Mrs. Robinson de la uh, The Lemonheads piesă rock din 92 de la o formație rock din, din, uh, din Statele Unite, dacă nu mă înșerc, nu cunosc exact, poate greșesc aici. Adică piese locație. care ți-au plăcut și au rămas și le asculti Da, și probabil, când vrei să probabil că te... că oamenii care pun etichete, că tu vorbeai despre etichete, nu, nu și-ar imagina niciodată că eu în mașină aș asculta o piesă rock din anii 90. Cum? Nu l-a pe țancă? <laughs> Știi? Dar da, da dai seama că acum o să zic că oamenii, normal, s-a dus la podcast la Măruță, acum să spele imagine, uite, e rocker. Nu, eu sunt manerist. ți am spus, ascult mult mai multe manere decât rock, dacă îți fac faci o statistică, știi? Da. Dar nu e un... Nu e un... Și asta e o etichetă. Și asta 6 6 e o etichetă. Poate că nici nu te spun că sunt manerist. Că e tot o etichetă, știi? Adică, ce? Ești manerist să că ascult doar manere? Nu. Asculți. Păi, ce piesă îți place, știi? Cred că trebuie să asculți ce te face pe tine fericit, exact, la urmă, ce, ce, ce... te distrează și te... Pentru că despre asta este vorba. Și ajungem la povestea asta cu fericirea. Tu ești un fericit? Foarte fericit. Foarte fericit și Uh, uh, încerc să să, să să fac ceea ce îmi place întotdeauna și cred că asta e și și atunci, când nu mă mai, și atunci când simt că nu mai sunt fericit încerc să caut motivele uh, acestei absențe de fericire. Și le întotdeauna? Momente? Le identifici? De cele mai multe ori cred că le identific, da. Dar fericirea cum să spun eu, fericirea nu e o stare constantă, adică nu e ca și cum Poate era a popa ei, nu știu, n-am ega Adică e un pic altfel. Dar, dar la mine fericirea nu era modul, mă trezesc, yes, ce fericit sunt. E, e o chestie care vine și pleacă. E o chestie, odată ai zile în care își dai pe afară de extaz și de fericire, ai zile mai proaste. Dar overall sunt un om împrinit sunt mulțumit cu, cu ceea ce sunt și am o stare generală de bine și de fericire. Și cred nic -că, că nici n-aș putea altfel să... să Uite, să vreau să te întreb ce un fac, subiect știi? pe care l-am văzut foarte des întâlnit, legat de depresie. Ai trecut vreodată prin așa ceva? Nu, no, am, am trecut prin uh, momente de burnout, adică momente în care simțeam că mi se adună foarte multe lucruri care mă stresează și se adună și foarte multe uh, uh, mesaje necitite și semne de exclamare în capul meu, mesaje necitite mm. în ghirimele, da, adică foarte multe gânduri și griji uh, și incertitudine, știi? Și nu, nu aia nu e depresie. Știi? Adică dacă aș spune că ai depresie, cred că ar fi o, o, o jignire pentru oamenii care chiar uh, suferă de depresie, știi? Nu, dar a fost burnout, știi? Adică am avut momente din astea în care uh, eram nefericit, eram trist, pentru că mi se acumulaseră foarte multe lucruri și nu găseam soluția ca să le rezolv sau era, era ceva foarte complicat. Și care era rezolvarea? Uh, să mă trezesc mai devreme, să muncesc mai mult, să le rezolv în general. Adică nu-mi nu place să mă dau așa bătut, știi? Adică e, vreau să rezolv lucrurile care, care au o rezolvare. Știi? Adică... Și lucruri care nu -au, au rezolvare? accept că nu au o rezolvare și mergi mai departe? Accept. Uite, cum e cu Sherry Show. Adică Sherry Show mi s-a părut că nu, nu pot găsi rezolvarea încât să fie cum îmi, și cum îmi doresc eu și să aibă și audiență pe TV și să aibă în același timp și milioane de vizualizări pe YouTube și toată combinația asta de factori, eu nu i-am găsit cheia. Și am căutat-o, am căutat-o, am căutat-o și cum e în piesa aia Uzani, da. caut cheia, caut cheia, știi? Adică așa da. și n am găsit cheia și am asumat și, și atunci sunt happy, am închis și că am luat decizia bună și sunt fericit că am luat-o, știi? Cred că Dar în general asta mă, sunt ambițios, știi? Deci e o chestie de pe suflet, cu toate că poate acum nu e atât de ușor de gestionat chestia asta. Oameni care zic, a, n-a reușit la televizor, a, s-a dat el mare, știi? N-ai cum să zici că nu te afectează. Undeva în sine e ceva de genul... Ah. Nu, e, dacă e asta de da, e, e, e un pic e că e din tine din, cred e din că e din tău. Faptul că n-am reușit eu poate, știi? Mm -hmm. Dar noi trebuie să înțelegi că eu am fost expus la părările oamenilor de la vârsta de 11 ani. Și primele au fost negative și atunci. Adică la 11 nu ani, cred. primele comentarii... Nu bă, erai era, puștul era la simpatie care faci vlog, erai nu, foarte nu, tare. Frate, erau, numai, erau, foarte multe comentarii negative. Erau, dar ești praf, lasă-te, pe bune vorbesc. Și frate, le citeai erau... când aveai 11 ani? Da, vorbesc serios, știi? Și nu te afectau? Nu prea, pentru că... Era bullying ăla pe net. Nu prea, pentru că eram obișnuit, adică de la școală, că mi se spunea, mamă, ești toaia neagră la clasă, ești crov, nu crasei, ești... Rârit, de, nu făceau da, nu pe Da, nu, mi-e plăcea, adică era un viu, un plus, era, mi-a mi plăcut mereu să fiu, și poate ăsta e un, nu știu dacă e un defect sau un pro, ar meu, cred că e și și, și totdeauna mi-a plăcut să fiu în centru atenției și chiar și dacă atenția e negativă, mai bine decât să nu fie atenție, decât, mai, bine, mai bine să fie atenție negativă decât să nu fie atenție. De asta eu nici nu mă feresc de controversă și în general când apare o controversă, încerc să mă să o călăresc, în loc să o ignor sau să încerc să o îngrop undeva, încerc să dubrez. Mm. Știi? Pe controversă. place să fiu în centru atenției. Da, 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 da. poate Și e un defer, poate e un pro. Cred că dacă n-aș fi avut uh, chestia asta, n-aș fi fost aici astăzi. Da, lucrul ăsta nu crezi că o să te ardă în timp? Adică deschid frigiderul ieșelii, deschid uh, expresorul ieșelii. Păi, acum a deschis televizorul, nu mai ieșelii, ai văzut, am făcut așa un pas în spate. O să dea relor cu tine, nu o să dea? Nu știu, n-am idee. Cred, eu cred că o să dea. Te uitai uh, la televizor acasă să vezi show? -ul? Pentru că, că era înregistrat, nu era în direct m-am m mai uitat, uitat, dar nu, pentru că cum eu verificam show-ul înainte, adică era ca și cum simțeam nu, că, că pierd timp. Nu, dar acasă și la televizor. Da, da simțeam un moment dat că dacă, dar nu mai bine muncesc sau fac altceva, că deja am văzut același show cap coadă că am dat feedback pe el, am dat modificări, am zis tăiați aici, faceți aici, haubau, mm. înțelegeți, adică să mai văd încă o dată. Gata, făcut după ce am mai verificat, adică era un pic eu era, era un pic de narcisism acolo, dacă vrei. Hai să adică... mergem la aia. Când aveai 11 ani și primeai comentariile astea și mesajele astea, sunt foarte mulți copii care s-au apucat de YouTube și vor să facă vloguri. Te-au văzut pe tine, au văzut și alți vlogări și, în același timp, poate și iau genul ăsta de reacții. Ești prost, lasă-te, renunță, nu e cazul. Tu ai trecut peste povestea asta acum. Cu ajutorul părinților? Îți spuneau nu ține no. cont, oamenii tine no. sunt răi? Nu, părinții îmi spuneau, lasă apuc. Coare, aia e, și, păi și nu te afectau așa. comentariile astea? Nu mă afectau, nu, nu mă -afec, afectau, nu. Chiar nu mă afectau și poate pe alții ar fi afectat. Da, că de depinde zic. foarte mult de tipul de, de, de personalitate. Uh -huh. Că ești extrovert, că, că ești introvertit, că... De, de, sunt foarte mulți factori aici. Eu am spus în Academia de Vlogging, uite, mi ai spus că foarte mulți copii se apucă și se confundă cu treaba asta, eu am spus, am capitolul Cum gestionezi hate-ul, imediat după capitolul primul tău vlog. Adică, și am, unde spun că hate deci e bun. clar după primul tău vlog vine și hate-ul și da, trebuie să știți da, gestionezi. Da, da. eu acum în Academia de vlogging chiar am vrut să adică să fie cu adevărat o chestie nu așa vorbe aruncate în vânt de citate motivaționale despre succes și whatever, nu, să fie chiar un crash course și o chestie foarte realistă despre uh, provocările pe care vei întâmpina, despre cât de greu va fi despre Câți oameni s-au înscris la Academie până acum? Aproape o mie până acum. Aproape o mie de oameni. Și cât e un curs? Apro Aproape o mie de oameni. Acum e, e, și la reducere, are 34% reducere. Cel mai ieftin pachet e 197 de lei, deci 200 de lei. E la reducere, l-au dat afară de la prima, gata, cu e la reducere. O da, seama, e grea, grea, grea perioada asta. La... Nu, 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 era, era la ajutem. reducere pentru că mi-au spus, mi spus mulți, frate, e scump. Uh -huh. Frate, e scump. Mie nu mi se adică dacă trebuie la cursuri astea din România, nu știu, sunt cursuri foarte scumpe. Adică mă uitam la uh, Cristian Onețiu, spre exemplu, are niște cursuri de la 1000 de lei în sus, știi? Da. Nu mi se pare că e scump, dar am primit feedback-ul ăsta de la unii oameni, frate, aș vrea să mi îi iau, de e scump. Și am zis, bă, okay, Pentru că poate publicul asa. tău, știi cum e, strânge bani pentru că vrea să fie ca Shelly, nu e publicul Onețiu care deja e în business. Probabil că sunt mulți care bă. vor să intre în business și n-au niciun bani, și strâng bani să cumpere cursul ăla, dar, în, în fine, eu... Bă, cum să spun, nu, e, nu este asta ideea mea de un milion de euro, Academia de Vlogging, ca să caut să maximizez profitul a nesfârșit. Dar ai făcut un milion de euro până acum? Știi că nu discut despre sume, despre sume concrete de bani. că și nu, dacă nu, îmi dai nu. întrebarea ca un jumpscare, așa nu... Adică nu mă hipnotizezi sau așa. Nu, dar ai, ai, ai făcut milionul mea? de euro? Pe păi asta spun, știi că nu discut despre sume de bani. Despre păi sume nu de bani. Poți să-mi spui cu virgulă. Știi că nu discut despre sume de bani. Da, da, dar e, pot să spun că, că sunt foarte recunoscători pentru veniturile pe care le am și că dar sunt ce? Vreau mulțumit. Să, și iată, că... vreau să spun o chestia asta. De foarte multe ori, sau observ acum încerc să știi cum e, te schivezi pe principiu, bă, ce o să zic că lumea eu am câștigat atâția bani. Omule, muncești de la 11 ani, e munca ta, sunt nopțile tale pierdute, e creierul tău care de multe ori s-a ars acolo ca să faci tot felul de povești. E și o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut eu despre sume concrete, despre așa, știi, adică, mai e și o chestie, știi cum e, lumea are impresia când spui averea unui om, foarte mult lumea are impresia asta, că sunt banii pe care omul ăla i are în cont. Exact. Înțelegi? Adică când spui averea lui Jeff Bezos 150 de miliarde de euro, oamenii își imaginează că, că omora, are stive de bani. Că omul așa acumulează în conturile bancare cu maxim egoism 150 de miliarde de euro, dar nu, alea sunt active lui, alea să deține acțiuni la Amazon, alea fructuează. De-aia auzi că într-o zi a pierdut 10 miliarde, pentru că a scăzut un pic prețul ăla, da. știi? Și de-aia spun, adică nu e ca și cum poți să știi în orice secundă exact câți bani ai sau care e averea ta sau cât valorezi tu. Dar, dar cu siguranță, un... pot să spun cu siguranță că brandul pe, uh, 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 pe care am construit și imaginea pe care am construit-o în jurul și proiectele pe care am desfășurat, cu siguranță era ca valoare de piață valorează peste un milion de euro, cred, cu mult. Mm -hmm. Dar, uh, ți-am spus, în rest, uh, sume exacte de bani și lucruri de genul ăsta nu nu stă în caracter să discut, nu pentru că mi-ar fi ușine din contră. Eu, eu da, uite, dacă, e o chestie de mulțumire, știi? Da, da, dacă te-aș întreba câți bani câștigi lunar din YouTube, ai putea să spui? Noi încercăm să facem comparația. A venit Dorian și ne-a spus și din Instagram. Păi știi, din nou, e aceeași chestie, că nu discut sume concrete de bani. Și de acolo, iarăși, e vorba de cât câștigi din alt sens odată, după aia cât câștigi din campanii publicitare, cu care am unei confidențial, nimeni așa avea cum să spun, mi-aș încărca niște, niște nu, Nu, nu mă gândeam niciodată o, la campanie. Mă gândeam doar, pur și simplu, din faptul că postez pe YouTube. Și poate asta din alt sens. Da, din alt sens. Și poate chestia asta poate să fie și un mesaj pentru oamenii care se uită și zic, hei, hey, hey, aș putea hey, să mă apuc de YouTube, pentru că dacă îmi fac treaba bine, pot să îmi întreținerea, pot să îmi fac, uh, nu știu, poftele, dar să fiu fericit că fac ce-mi place. În uh, informația asta pot să-ți o dau, asta strict cu a sensul, pentru că am mai dat-o și pe Story și atunci aș, a, aș mm. fi, ar fi ură din partea mea să o fi dat înainte, public să nu-ți o spun -ți ție. Uh, de asemenea, în Academia de Vlogging, am prezentat exact câți bani am făcut din uh, strict de adsense, oricum. cât am făcut în ultimul an cum fluctuează pe luni, adică de ce am arătat de am să făcut spun, o acesta se bazează pe vizualizările pe care le faci. Cu cât se uită mai multă lume, cu atât ai posibilitatea să câștigi mai mult. Da, bani. dar nu e doar atât, asta e doar o parte din poveste, okay. contează cine se uită, puterea din ce de cumpărare a publicului din ce țară? și chiar și din România. Poate să uită oamenii de 30 ani. Pentru că ai, aici vorbim de acel CPM, pentru da, că are exact. anumite valori în funcție de... Dar nu intrăm în detalii. Da, dar elementar ca oamenii să înțeleagă strict de puterea de cumpărare a omului mm. care se uită. Dacă, dacă, tu, dacă se uită la tine un, un, om de 25 de ani cu posibilități financiare ridicate, care locuiește în București, stă undeva în zona de nord, are mulți bani de cheltuit, o vizualizare de la ăla va fi cu siguranță mai bine plătită decât o vizualizare de la un om care nu are acele posibilități. Pe exemplu, de la un copil de uh, 8 ani care locuiește într-un orășel de provincie, știi? Mm -hmm. asta, asta e. Dar ca să-ți răspund la întrebare, uh, la mine uh, ad sensul ăsta uh, crește peste 10.000 de euro, scade sub 10.000 de euro. Cât ai câștigat cel mai mult din ad sensul ăsta? Uh, într-o lună? Da. Uneva pe la 15.000, ceva de genul, mm -hmm. nu mai știu. Ceva de genul, într-o lună din, din uh, ad sensul ăsta. Și din nou, toate astea în Academia de Vlogging am explicat mult mai pe larg și pe lângă sumele astea de bani care pot părea wow, care sunt motivele din spate și a, așa mai departe. de altfel, de e de, deprecizat că deci față Dorian face mai mulți bani ca el, a zis vreo 25.000 de euro. Din alt sens? 25 .000? ne -a păcălit? Nu, a zis, Dorian a zis um, din alt sens 25 .000? Cu totul, probabil. Nu știu, te întreb că e informație interesantă asta din alt a zis, zis? zis 25.000 din YouTube. Așa a zis? Da. Am dat cafea pe mine pun... <laughs> nu cred, nu. Acum sunt mă să întreb. Din 25.000 da. din YouTube într-o da. lună? Da. În cea mai bună lună. În cea mai bună lună? Și da. fii surprins. Se uită mulți adulți. Ia, înseamă. sună. mult mai mulți adulți. Chiar aș să sună. Ia, sună până pe speaker. Foarte, e foarte interesant, pentru că... Avem uh, pe canalul nostru de YouTube, pe acasă, la Mănuță. Eu mereu sunt interesat, știrea asta cu ațensul, că e o chestie pe care o poți măsura... Avem uh, podcastul când a fost invitat la noi. Ia, pune-l la microfon sau audă. Puteam să-l sunăm noi, aveam aici regie. Uite că nu dau de el acum, vezi? E o informație chiar foarte interesantă. Stai 25 dăm. de minute o Și nu a făcut atâtea vizualizări. Interesant. Ia stai să vedem. Nu mai ești la prima, nici Dorian nu-ți mai răspunde. Da, da cred că de acolo, era, de acolo mi s-a tras. <laughs> Uite, mă, că nu dau de -ale. Dar da, cu, siguranță, sune, cu siguranță telefonul o să revin cu telefon și chiar vreau să aflu, vreau să aflu treaba asta. Da. Ar fi interesant, dar da, nu asta spun, adică eu la 15.000 m-am dus, m-am dus ce mai mult pe zona asta de AdSense aia uh, se uită mai mulți adulți, știi? Dar în același timp, ca vizualizări pe una, nu știu cum stă cred că sunt sau am avut multe unii care am fost un pic peste, deci aș fi curios să văd de unde diferența asta, ar fi interesant. Îți spun eu, Dorian ne face la YouTube. Băie, postează zilnic, e și asta o treabă. Cam, Om, o, omul, omul cam 1400 zilnic. de daily vloguri a făcut până acum. Eu n-am postat zilnic niciodată în viața mea. N-am postat zilnic. Da. N-aș putea, n-aș putea și o chestie, respect foarte mult, adică să postezi zilnic e, e... E un efort e, e foarte un mare. E oamenii au impresia că pe YouTube tot ceea ce faci o glumă și o joacă. Oamenii nu știu că, de fapt, îți trebuie aparatură, că îți trebuie, uh, nu știu, energie, inspirație, uh, că... Și văzut... că ultimele două sunt mult mai importante decât prima, și energia am, am văzut și la un moment dat că toate lucrurile pe care le faci, sau majoritatea, ai script și ți le scrii. Adică ca un scenariu. Adică e destul de multă muncă Absolut. în spate, știi? Absolut. Nu e, o, nu, nu e o rețetă pe care trebuie să o urmeze toată lumea. Spre exemplu, sunt convins că Dorian nu-și scrie de revlogurile. Așa niște... pare? Nu-și scrie de dar are niște idei. Adică știe ce fac astăzi? Da. Păi fac asta. Dar nu, sunt convins că nu-și pune pe hârtie hâț, jonule. Dar suntem cu mamișor și uitați aici la baie cum am făcut, uitați că, cum spune Căcănescu, da. nu știu dacă am voie să spun, aici înțeleg? Nu, dar uh, cu cât Îmi place îl... Dorian, e un tip super asumat și foarte e mișto. Foarte asumat, e foarte, foarte asumat. foarte mișto. Cu cât îți, Eu nu fac de ei vloguri, știi că eu o eu, eu da. artă nișă de conținut, dacă vrei, da? în general un vlog cu cât îl pregătești mai bine, cu atât va ieși mai bine. Și... și atunci, da, eu rescriu și asta, am spus și în Academia de Vlogging că cele mai bune vloguri pe care eu le-am făcut, n-au fost făcute nici aici, în studio ăsta, nici la mine acasă, în corțul ăla. Nu, au fost făcute într-un document gol de... Google Docs sau The Word sau de ce vrei tu. Într-un document gol, acolo încep. Acolo au fost videoclipuri despre educație făcute, bă, bă, răspunsuri astea controverse și multe alte challenge-uri și prank-uri toate au fost cât de cât scriptate acolo. Mai devreme spuneai că ai reușit să construiești un brand Shelly care are o valoare de peste un milion, mult mai mult de peste un milion de euro. Și acum vreau să te întreb. Dorian și-a trecut în buletin Hâț sau își trece în buletin Hâț. Cristina Ih își trece Ih în buletin. Asta nu știam, uh, asta cu IH. Cine și-a mai schimbat? Hâț. Mikey H. și a trecut Mikey H. în, în buletin. Deci no. treci și el în buletin? Nu, no. Nu. No. Nu. No. Nu. No. No. <laughs> nu, nu știu. Nu văd hai, cu ce mai ar ajuta în viață. Nu știu, e, bă, să, să, fie acolo, știe? adică... Nu, și știu că Dorian oricum, nu știu, știu că nu-și mai duce la capăt gândul ăsta. Ba da, ne-a spus da? Nou, da? are toate actele și toate demersurile da? Făcute. Știu că mi-a zis că era ceva complicat și că renunță, că erau prea multe chestii de schimbat și că era complicat. E și... încă hotărât. Oricum s-a și toată. Ai tatuaje? Nu, n-am niciun tatuaj o să-ți faci și tu cu Shelly și cu uh, aproape 3 milioane de subscriberi. Nu știu dacă El ce făcut. fac, dar poate îmi fac. N-am <laughs> idee. Dar cu numele nu cred că mi e schimb. Da? Uh, vreau să vorbim e de, de complic, toate. E foarte complicat și cu ce te ajută. Adică... Nu știu, uite, oameni care și-au trecut în numele lor în buletin pentru că erau atât de recunoștibile în domeniu, în lumea publică, încât au zis, bă, vreau să fie pus aici pe uh, buletin. Mie se par fanici, mi se pare o chestie funny, mi se pare o, grumă bună, știi, să faci, bă, mă, mă cheamă Sherry, Andrei Șerii Șeraru, de da. înainte, da? naș, adică nu... Eu i-am da. zis lui Dorian când aveam încest, dai seama că nu stai 60 de ani și o să se strige lumea pe stradă, domnul Hâț! E act oficial, știi? Normal, da. da. Dorian Hâț. Dorian Hâț, da. Dorian, îți mai că e Dorian Riniuță Hâț, știi, că așa, e, așa se trec pe da. în buretin. Mă rog, o să strige domnul Popa. Domnul Popa. Altă treabă. Autoritate, nu, nu oricum. Sună? Nu sună, nu. Hai, dar... vedem. Până la o urmă O Vrem să te întreb, ce a zis Smaranda? Că ai plecat din nebunia asta ta cu televiziunea, că s-a terminat, ea a fost mai liniștită? În sensul că, da, cred că e, în, în, astea trei luni a fost foarte mult consum, adică cred că pierdeai multe nopți și mult timp ca să filmezi show-urile. A, a, fost un volum un pic mai mare de muncă decât, decât de obicei, dar n-a fost, cum spun, nu cred că a dat atât de mult randament ca munca pe care o făceam eu în mod normal, dar... iarăși, adică noi muncim foarte mult, ea muncește mult, ea la facultate, învață, mor și ea a pierdut nopții învățând. Doamna, nu, e, doctor. nu e genul, exact, și nu e genul de persoană care să-mi reproșeze vreodată că muncesc prea mult, ar fi curmea să fie, știi? Și atunci... Nu, îmi... dar poate te vedea neliniștit sau știi cum e. Întotdeauna eu știu presiunea asta la televiziune. Dimineața te trezești și te uiți să vezi primul lucru audiențele, știi? Uh -huh. Și în funcție de audiențele le poți să ai o zi senzațională sau poți să ai o zi foarte proastă dacă ceva n-a funcționat. Da, da, da. Și mă gândesc că poate te vedea de foarte multe ori agitat. Da, da, e obișnuită să mă vadă agitat. Eu, în general, mă mai agit și când nu merg lucrurile, devin, devin, un pic, ia uite, sună? cine ne sună? Domnul Hâț. Te salut, Rudorian, sunt aici la Măruță la podcast. Ce zici? Se uită la Survivor. Sunt, 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 aici la Măruță la podcast. Te uiți la Survivor cumva? Te-am te văzut, te văzut, pe Instagram. Deci te uitai la, te uitai la Survivor? Nu, e nevoie la televizor. Eu sunt pe bandă, mei, pe bandă. Voiam să zic, voiam să zic, voiam să, să clarific cu tine o informație pe care ai spus-o la, 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 Măruță în podcast. Voiam să o verific, de fapt, nu să o clarific. Așa, așa. așa ai vorbit de încasări aici la, la Măruță, de și ai, 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 aruncat o cifră 25.000 într-o lună din AdSense. din spune, YouTube. Din YouTube, din AdSense. Nu, 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 da, dar nu din AdSense. Ah, ok, asta voiam să clarific. Nu, să vă uitați pe, pe nu, am spus li da AdSense plus uh, campanii auxiliare da? da 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 Asta voiam să clarificăm și noi că uh, credea eu uh, măruț să susțină că ar fi fost doar din AdSense și am zis Sta mă, să stai bă e era să face top gardiac Aveam șase Lambo aici fix sub casă uite cum voi pe geam acum de pe bancă Asta nu asta voiam să clarificăm și îți mulțumim deci pentru clarificare într o lună din YouTube și campanii. și campanii A avut -a dreptate, Ciucă lecumosă. te pup te fain, Dorian te pup. pa 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 pa, pa, pa. Papa, Foarte mișto băiatul ăsta, sincer. Îmi place foarte tare de el. E super am asumat. Mă am că îi spune băiatul ăsta, știi? că adică, pentru da. mine Dorian e destul de mare. Adică am, un oare, am chiar un oare care așa respect doar datorită, bine, respect foarte mult oricum, dar, dar și datorită vârstei lui am, știi, că eu totuși cu, cred că, 10 ani diferență între noi și, și tu spui băiatul ăsta, îmi place. Da. puști ăsta, Dorian, părpa, senzațional. Are potențial mare. Potențial. Bă, îmi place. Și se comportă ca un pușt și tare. e asumat. E foarte e tare. tare. E, foarte e, tare. e, e tare. asumat. Uh, ați făcut și tot felul de uh, disuri între voi la un moment dat. A fost unul chiar foarte mișto. Da. Da, am Cu făcut de multe... repetă ora, mi s-a părut, uite, da, unul mie din, momentele mi părut din Sherry, unul din momentele din Sherry Show care o să rămână memorabil, repetă da, ora. Da, unde ai spus că și-a luat uh, degeaba, când ai creier, că ți-ai casă de 300 de mii în câmp sau cum era în cântec? Uh, în dise era genul ăsta, știi? Ai și casa frumoasă, un <laughs> proiect mega scump, ridicarea țară în de porumb, eu mă tot gândesc să schimb școala că evalță, tu te tot gândești cum să spui sorar în casă. Chiar și-a pus. Da. Foarte tare în casă. Da, exact. Foarte mișto. Chiar are sorar în casă. Uh, Te-ai gândit să te căsătorești? Sunt... Este la fel ca la Sherry Show. Sunt prea tânăr pentru asta. Adică. Da, nu, nu zi, dar, Doamne adică... ferește, să fie ca la Shelly Show. <laughs> Bun, nu. Băi, După nu, trei luni, am o relație foarte frumoasă cu cu Smaranda, cu, cu, cu o iubesc foarte mult. Suntem împreună de. facem toamna asta trei ani de zile. Mulți care... înainte. Ne iubim foarte mult, suntem super compatibili, viața merge senzațional, dar nu m-am gândit niciodată la ideea de căsătorie, pentru că pur și simplu, până la urmă, căsătoria e doar o formă de a, cum să spun, de a scrie pe o foaie că o iubesc pe Smaranda și ea mă iubește pe mine și pe 20 de ani. Nu, deci asta cu căsătoria pentru mine înseamnă că e doar o formă de a scrie pe foaie. Noi vedem unde ne duce viața, nu, momentan nu, că merg foarte frumos între noi și foarte Eu mă gândesc că natural. doamna profesoară și domnul inginer Silvic, adică părinții tăi, la un moment dat zic mă băiatule, știi, uite, noi suntem căsătoriți, familie, poate Dar te mai e, pe tine la casa ta. Mai e până atunci. Cred adică, că mai am 5 ani de în care, 5 ani în care aceste întrebări sunt absente. Știi? Dar te vezi, te vezi cu copii? am 20 de ani. Ok, dar nu Bine, acum. de fapt, dar, peste 10 da, ani. Da, da, mai, normal, normal mă văd Pentru că în sunt oameni copii, care zic, nu, adică, nu vreau adică... să am copii. Nu, eu nu văd viața asta. Am... dar mie, eu sunt șocat că mi se pun asemenea <laughs> întrebări. Te vezi cu copii? Da. Bine, de fapt, n Sunt oameni care fac copii la 20 de ani. Nu cred Ceea că e nimic, nu e nimic rău, rămâi prieten nimic rău cu copilul și tău. Chiar cred că e tare. Dar, da, mă văd cu copii, mă văd cu o familie. Adică nu... nu mă văd cu viața asta de, de, de burac să spun așa, nu, 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 mă văd la casa mea, dar nu acum, clar nu acum, adică mai, mai vreau, mai dați-mi timp. Mm -hmm. Cu le... Five Gang, ce se întâmplă? Băi, cu Five Gang o să reluăm acum lucrurile, pentru că, practic, odată cu Sherry Show, eu a, a trebuit să, să tai din ceva, știi? Adică mm -hmm. nu aveam cum să mă mai ocup Și ai tăiat fix proiectul tău de suflet? Păi și Sherry Show a fost proiectul meu de suflet, toate sunt proiectele mele de suflet. Da, dar asta era ultimul, știi? Exact. Ți-ai trădat soția cu amanta. Ei. Adică... Nu, uh, familia cu... ta era Five Gang. Am să facem, și ai fugit la televiziune. Să facem, uh, am reînceput să facem vloguri. Da. Uh, și o să, o să facem un film la finalul acestui an. Uh, five Gang, partea a doua? Five Gang, partea a doua, da. O să fie și Dorian? Uh, cred a fost că o senzațional să... cred, în primul cred, când... Cred că o să fie și Dorian, da. Cred că o să fie și Dorian uh -huh. în, în film. Uh, sunt un pic îngrijorat cu Pain, care are niște probleme de sănătate în ultimul timp. S-a mutat înapoi la Arad. S-a mutat înapoi la Arad pentru că are acele probleme de sănătate. Uh, da, ceva... Mai nu știu să spun exact ce este, e, e ceva cu un hipotiroidism, ceva, nu știu ce este, deci nu știu exact, nu mă pricep, nu știu să spun exact ce este. Cert e că are, are stări de-astea de oboseară și o obosește foarte repede. A avut și niște probleme în, în, în familie, i-a murit bunica și atunci e într-o perioadă în care el, el stă la arat și s-a liniștit cumva și urmează tratamentul ăsta, stă foarte mult în casă și încearcă să se odihnească cât mai mult. Pentru că asta e, de, de, pe afectează foarte mult dacă, dacă uh, își împinge limitele astea și o, obosește foarte repede și de, trebuie să odihnească mult. Știi? Și atunci nu vreau să forțez nota acolo, i-am spus foarte bine, e ce mai important, nu, De asemenea, în același timp, nici nu pot, nici nu o să, uh, cum spun, nici nu o să înlocuiesc cu altcineva și așa mai departe și atunci, momentan, încercăm să vedem ce se va întâmpla pe viitor cu, 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 cu el și cu starea lui de sănătate, pentru că, până la urmă, asta e cel mai important și suntem toți alături de el în treaba asta. Uh, adică n-a fost o chestie de diplomație că mâine pe mine oamenii se află că, se află că pe nu mai face trupă din, parte din trupa Five Gang nu, dar și de face fapt încolo avea, încolo avea probleme din... în sănătate dar când încolo nu tată, nu, asta spune <laughs> face, parte din, face, parte din, trupa Five Gang nu, dar uh, 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 cu problema asta de sănătate, nu știu în ce măsură putem să facem piese unde te să fim cu toții. Vloguri așa noi facem ăștia care sunt la București, adică am început să fac din nou vloguri cu Gami, cu Mădălin, cu Dia, și uh, vrem să... Da, și când apare următoarea piesă Five Gang, știi? Că și aici mi se pare poate asta spun, ceva nu pot, greșit. Nu pot să zi... o fac fără pain. N-am cum să o fac fără pain. Păi și el așa n-are, nu știu, un orizont de timp să zică, uite, tratamentul meu o să dea roade după vreo două, trei luni Nu vreau și... să pun presiunea okay. asta, nu vreau să pun presiunea okay. asta. Când va fi, va fi. Da, e o chestie sensibilă și pentru noi și pentru el și nu-mi place, adică un om care e bornav să stau să-l o dar când... E corect ca Că avea niște bani de făcut și... Adică știi, e urât. Și acum, tot urât, te întreb, crezi că ei s-au simțit oarecum neglijați faptul că tu te-ai dus în proiectul tău de televiziune, în Academia de Vlogging și oarecum ei făceau parte din trupa Five Gang. Uh, sursa lor era Five Gang uh, și de celebritate, de multe ori și devenit pe lângă vloguri. Și dintr-o dată tu ai zis, hei, Five Gang pentru mine e acum... A? Azi, mâine, când... Hai, pot. cred și că am știut întotdeauna că 5 gen este un proiect, dar că proiectul ăsta este susținut, de, cum să spun, cât de jmecher și cât de popular și cât de șmecher e proiectul ăsta, am zis de două ori cât de, cât de big e proiectul ăsta, acest fapt este determinat de cât de puternică este imaginea individuală a fiecărui membru. Și atunci, întotdeauna eu i-am încurajat să, să aibă brand-ul lor puternic, personal foarte puternic. Pentru că aduce un plus trupei. Aduce un aia. plus și trupei și, în al doilea rând, e clar că lucrurile nu vor fi la nesfârșit. Asta e evident și nu se minte nimeni, nu ne furăm singuri căciuri. Adică toată lumea știa din start. Cam cât crezi că mai rezistă Five Gang? Uh, păi, nu nu cred că noi o să ne certăm. Eu cred că nu, ca și nu un proiect, muzical care să funcționeze, funcționeze spre același public. În momentul în care vom simți că nu va mai funcționa, nu vom mai continua. Eu Dacă cred am că i-aș mai da un an. i Doar mai un da un an? i mai da un an, da. Nici nu vreau să murg până, la, când nu mai e nimic de murs din, din, din mai proiect. Cu a, dai, bă, suntem de, de mulți. Suntem... <laughs> de invers. Da, <laughs> da, nu știu, da, da, dar, ai aici dreptate. Da. Da. Nu, nici nu vreau să, să, să murg proiectul ăsta până la ultimul reu și să ne ardem imaginea cu el. Adică în, tu crezi că doar un, un an, adică cam un an îi mai dai așa. Atât, i-ai aș mai da, dar eu sunt un om. Dar a fost unul dintre proiectele de succes, de uh, un proiect care a apărut așa de nicăieri de mega succes. și care a rupt de mega succes și eu încă adică cred că poate avea succes. De sos în cantități industriale, folosit și de copii, și de părinți, și de bunici. Adică, da, știi? Da, Versurile alea cretine făcut, de care ziceai versuri tu. Versurile că cretine noi am făcut fără să urmărim să facem, uh, cum să spun, adică am urmărit să fie niște lucruri de mega succes, dar fără să ne dorim, din punct de vedere muzical să fie niște capodopere. Au fost mai mult niște întâmplări și uh, chimia dintre noi și caterinca asta pe care o facem între noi, cumva, a s-a simțit foarte bine și foarte autentică pe niște piese, știi? Mm -hmm. Și uh, noi încercăm să facem asta din nou, adică eu din nou, cred că proiectul uh, poate fi readus din nou la un succes foarte mișto, dar nu i-aș mai da mai mult de un an adică aș vrea să ne retragem în glorie peste cam un an de zile, dacă desigur, dacă oamenii vor iubi în continuare la maxim proiectul și așa mai departe cu siguranță o să o să-l o să menținem, știi? Da, Dar să fii fericit și să-ți placă ce faci. Exact, să nu fie ca exact, la prima. Exact, adică, exact. Chiar dacă oamenii iubeau proiectul și făceau audiență, dacă tu nu te simțeai bine, ai renunțat. Absolut, absolut. Așa absolut. că aici trebuie... Și eu mă simt bine cu Five asta să zic, e, e familia ta. Da, noi sunt prieteni, facem catering, că ne vedem, adică noi chiar, uite, în perioada asta în care noi n-am mai făcut vloguri și eu am fost cu Sherry eu, noi în continuare ne-am văzut, am avut nopți împreună, serii împreună, am fost, gami, a fost la ziua mea, eu la ziua lui, am... Adică -am, am păstrat legătura asta, știi? Dar, pur și simplu, eu am zis, ok, Sherry Show, direcție nouă, nu avei cum să le faci pe toate în paralel. Și asta a fost și unul din motivele pentru care am, am, renunțat la Sherry Show. Mi-am dat seama, păi, stai că vreau să fac vloguri, dar stai că nu mai am când să fac vloguri. Păi hai să facem vloguri în emisiune. Păi nu mergi, că nu poți să faci vloguri să mulțumești. Deci, și asta pentru pe faptul că te așa în foarte multe direcții, nu te afectează pe termen lung? Exact cum ziceai tu. Știi, acum să fac vlog. vlog, per, dar acum fac agremia, dar acum stai că fac și televiziune, dar acum îmi vine o altă idee. Personal, dacă mă afectează, adică dacă în creierul meu, dacă se împarte multe și categorii sau... Și ca imagine, sau... și personal, și profesional, și din toate. Uh, nu, nu, ca imagine nu, nu, nu cred. Adică e aceeași chestie cu uh, schimbă educația dar scurtă maniera. Mi se pare că eu, eu efectiv, ăsta e un extra spice, este o chestie care îți atrage atenția la mine, tocmai că sunt atipic, știi, că vreau să fac asta și ascult și manere și e ceva ce nu s-a mai văzut, deși sunt convins că există o grămadă de cazuri de oameni foarte inteligenți care ascultă manere, știi? Uh, mult și mai, mai inteligenți decât mine, de, de uh, Povestea cu ministrul învățământului, la un moment dat ai avut așa o răbuvnire și a zis să vă fie rușine, nu? Cum a fost replicată? Așa am zis, da, nu, nu, am zis, nu vă e rușine. Da, nu vă e rușine. Ministru. Îți pare rău acum, uitându-te așa de în... ce să pare rău? Pentru că la fel l-a părut ca o, uh, știi, aroganță. Uite Bă ce, a, asta e o alt, altă, altă percepție greșită pe care unii oameni au, au avut atunci. Faptul că eu am insistat mm -hmm. și că eu am tras de doamna ministru. și cum doamna ministru își vedea de treaba ei, mă înțelegi? Și mergea și eu am acolo, doamna ministru, te, te face să o cu mine. N-a fost deloc așa. Eu am făcut un videoclip um, după ce am dat bacul se numea Ironic, am picat bacul. care am spus, băi, nu am picat bacul, dar dacă aș fi dat bacul din uh, lucruri care să mă ajute cu adevărat în viață, probabil că eu ori picam și probabil că foarte mulți din generația mea ar fi picat bacul. Videoclipul ăla a avut un ecou. sunat. Uh -huh. A răsunat. O să discutăm de ce a avut ecou ăla după aia, că e foarte interesant. Și, -și interesant și titlul ăsta, aia. eu am picat păi bacul, tot, tot un fel titlului... de clickbait, nu? Da, da, da. da. O să discutăm <laughs> exact despre asta și de ce oamenii <laughs> sunt mult mai atrași de lucruri negative decât de lucruri okay. pozitive. E o altă chestie și am detaliat-o la Academia de Vlogging, dar ca să revin. După acel videoclip, pe mine m-a sunat doamna ministru al educației de la vremea Anise, respectivă. De la vremea respectivă, da, doamna Anisie, care mi-a spus, Sheri, să ne vedem să, bă, la minister, să discutăm, să hau, bau, miau, miau, știi? Și am zis, ok, eu, vin, da, aș vrea să fiu o chestie transparentă, n-aș vrea să fie o chestie acolo unde eu mă duc, intru la minister, să vă prefaceți că mă ascultați și după faceți un selfie, puneți pe pagina dumneavoastră și vă faceți niște imagine și reforma în educație s-a dus. Adică am vrea să fie o chestie transparentă, asumată, în care poate să vă asumați, nu știu, niște chestii că veți face, niște de niște chestii de genul ăsta, știi? Din acest motiv, din faptul că eu am solicitat această transparență, întâlnirea aia a rămas în aer, nu s-a mai întâmplat nimic. Pe cu timpul, poate cu timpul. Eu am mai abordat din nou subiectul cu educația, pentru că e ceva ce mă preocupă, aș vrea să da. fac și un documentar despre asta. Am discutat cu mulți experți, n-am încercat să o fac doar ca, băi, eu sunt salvator educației. Nu, chiar am încercat să zic, bă, cum, ok, sunt probleme, probleme le cu toții. Eu n-am spus nimic nou. Adică faptul că școala te pregătește pentru trecut, nu pentru viitor, n-am inventat eu nici măcar această sintagmă. Adică sunt, sunt lucruri pe care oamenii le știau. Am încercat să văd un pas mai departe, să văd bă, care ar fi soluțiile. M-am pus la masă cu experți în educație, cu foști miniștri, cu oameni care manageriază școli private. Am încercat să studiez eu problema și să mă asigur că o înțeleg eu e uh, nu problema soluțiile, știi? Să mă asigur că aș înțelege eu care ar fi potențiale soluții înainte să ies și să vorbesc public despre asta. Și chiar a fost un efort, adică vara 2020, foarte mult întâlniri cu foarte mulți oameni. Ca să înțelegi exact stat, cum funcționează toate povestea. Și spuneți-mi ce ați face și cum ar fi și de ce e așa și cum s-a ajuns și tot, 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 tot. Și ajunge și la vorba aia, nu vă e rușine? Mi-am făcut foarte multe teme, știi? Dar niciodată n-am -am cerut această dezbatere eu. După care m-au sunat de la ProTV. Până. Uh, uh... Ai făcut acea dezbatere pe online? Da, da. M-au sunat de la ProTV, m-a sunat. Uh, Roxana Huipe, Roxana, uh, da. Deci, am venit inițiativa de la mine și nu eu am tras și nu. M-a sunat uh, Sherry, ce zici? Facem o dezbatere cu doamna Anisie, la, noi la ProTV pe online, facem noi ProTV-ul pe digital, ceva, oba, zic facem, dar nu cred că o să accepte. Da, zic, dacă voi o aduceți pe doamna ministru acolo, eu vin la orice oră din zi și din noapte, pentru că poate că e un pas în direcția bună și. Da. Face. Bun, perfect. Mă sună peste trei zile mai târziu, știi, mă sună Doamna anisie a acceptat. Zic, băi, ești nebună, adică e prea încălzată. chiar a acceptat. Da, 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 a acceptat. A zis că vine... Top, perfect, bun, hai să stabilim detaliile. Bun, vreau să fie și la mine live pe YouTube, am stabilit detaliile astea. care s-a întâmplat, că, că, că transmisia -a, a fost la da, 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 și a avut un record de audiență. A avut, a fost cel mai, uh, live cu cei mai mulți oameni simultan. Erau vreo 70 de mii un... 70 și ceva de mii, exact. 73 mii, se pare, real. oameni simultan, ceea ce pentru televiziune nu e mult, dar pentru online e uriaș. E uriaș știi? Și... Uh, uh, M am am început să mă pregătesc super mult, adică am stat din nou, am văzut și iarăși fost cu, anunțat că jurnaliști care sunt specialiști pe educație, cu experți și așa mai departe, pentru că era important să fie o dezbatere bă, constructivă despre ce soluții am putea găsi, nu am căutat să, cum să, spun, să, dau eu, că eu nu, eu nu candidez pentru nicio funcție, nu Deocamdată. Nu cred că se va întâmpla într-un viitor apropiat. Nu că spus, nu. Ai zis deocamdată. Păi da, și am spus, nu cred că se va întâmpla într-un viitor, nu știu, 15 ani, 20 de ani, nu, nu cred că Lăs se că va întâmpla. că stai rămân da. înregistrate, adică tu zici că în următorii 15-20 de ani nu intri în politică. Câți, Câți ani o să am eu, de 35 de ani. de ani? Până la 35 de ani nu cred că voi intra în politică, decât dacă. Nu, 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 nu cred că voi intra în politică. Nu cred. Pentru că că... te-au curtat partidele până acum? Nu, prea nu. Nu, dar știi nu de ce? Prea... Nu. Nu, da te-au curtat. Păi nu țin minte, nu, nu m-a invitat nimeni să fiu. Uh, simte că la un dat cineva mi-a propus ceva să fiu un consilier al domnului prim-ministru Orba, nu mai țin o chestie de asta mm -hmm. mai mult simbolică, nu, n-am. O să discut și despre mm -hmm. asta cu tine, despre de ce nu caut treaba asta cu politica absolut de deloc, pentru că, cum spun, poate sună egoist, știi, dar... Nu mai tu... e timp pentru tine. Am foarte multe lucruri pe care vreau să le fac pentru mine și lucruri care mă pasionează mult mai mult decât politica, cum ar fi firmele, cum ar fi Poate o emisiune, cine da. știe, vlog și așa mai departe. <laughs> și nu poți să le faci. Nu poți să le faci. Asta e o altă problemă. Foarte mulți oameni intră în politică ca să-și crească ei averile și ca să-și răgească influența. Dar adică asta foarte nu e tot așa o percepție? Ei. La un moment dat că toți cei care intră în politică intră doar ca să facă <coughs> bani? Nu e tot o percepție? Bă, nu crezi că foarte sunt în mulți politică care... și oameni care chiar cred că pot să schimbe ceva? Da, cu siguranță sunt, cu siguranță sunt, dar sunt foarte mulți care intră în politică în scopul lor complet egoist. Ei nu se gândesc o secundă intrând în politică, băi, eu sunt în slujba cetățeanului, dar ai văzut cât e absenteismul în parlament, pe bune. Eu n-aș intra niciodată în politică în momentul în care eu încă aș avea lucruri de realizat pentru mine în viață. Și eu cred că la 35 de ani în o să vreau să um, fac niște business-uri, să fac niște lucruri, să știi ce zic. Mm -hmm. Am multe lucruri pe care vreau să le realizez în viața. Deci, deocamdată asta. nu. Și în momentul. Da, deocamdată nu. În momentul în care tu ai business, tu ai firme, tu ai lucruri pe care le faci tu pentru tine, tu nu ești incompatibil cu meseria de politician. Poeticianul a trebuit toată uh, viața lui să-și o dedice, să -și -o dedice uh, uh, public service pentru a, a servi oamenii, ceea da. ce eu, cred că la 35 de ani n-aș fi pregătit. Poate la 50, când chiar aș fi, băi, am realizat. Da, la ce 50 ani direct președinte. <laughs> <laughs> Stai să mă asta cu doamna Anisie. Dar vezi că n-ai zis <laughs> nu. Stai să mă asta cu doamna Anisie. Ciucă, notează. Dar am, am avut, damă, -am avem la podcast uh, viitorul președinte peste 30 de ani. Bă, vă că voi... Să nu ne uiți, pune... Să, să nu ne uiți, Să nu uiți, că ți dat și apă și un pahar de vin și voi, cafea. Voi mă puneți pe mine să preconizez ce se va întâmpla în 30 de ani. Eu n-aș fi în stare să preconizez. Îmi mie de pensia în 30 de, de ani, Shelly. Ce, ce se întâmplă în 6 luni, adică... Da, să ai grijă și de pensiile noastre. Eu cred că o să mă uit la 50 de ani la discuția asta și o să mă crăcănesc de râs, o să fie Bă, eu, eu vreau să înțeleg lumea că ne și amuzăm. Nu-i da, nimic da, da, da. bătut în cuie adică dacă zicem ceva gata da, a zis nu da, asta cu politica asta spun nu n aș și niciodată în politica ta, timp cât eu aș avea scopuri personale care încă nu sunt îndeplinite și, și până am la 35 de, de ani cel puțin scopurile personale sunt prioritare poate o să fiu atât de tare încât la 29 de ani o să zic gata m-am realizat tot tot tot, tot 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 ce vreau eu pe plan personal Bă, am Deci de intrăm în politică acoperi... mai repede de 35 de ani Mâine ne intru în politică mâine ne Mâine scriu un nu știu. <gătăși> nu, te, 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 Fiți atenți. Asta cu Anisie, să, să termin da. ideea asta cu, cu, doamna Anisie. Și m-am pregătit. Și tot, și tot, și tot. Și, tot. și apoi a, fost anunțat, a... Și fost anunțat că nu mai vine. Și apoi a fost anunțat că nu mai vine. Și, și tu ai fost foarte mișto, penibire, că te-ai dus la de zis... dezbaterea aia, pentru că au venit alte cadre din învățământ. Da. da și am, dar mi s-a părut penibil, știi că n-am mai venit după ce a confirmat că vine. Era a, doua țeapă pe care mi-o luam de genul știi că erau oameni care și mai bă, cine în spatele vor oameni ăștia să politic îl împing, știi, să fie discuțiile astea. Dar, nu, în am timp, nu. Eu observam un tip, pentru că ne întâlneam și prin curtea ProTV-ului, bă, erai foarte focusat pe povestea asta, știi? Adică erai cu un dosărel, nu știu dacă îți mai aduce aminte, și cred că dacă dădeai examen din legea învățământului sau din ceva, deci pe cuvânt, adică te puneai așa la masă, ok, perfect, legea învățământului și cred că... Am studiat chestia asta, n-am vrut să fie acolo o chestie numai pe sloganuri și pe să facem, să schimbăm, dar nu știm nimic de... de și fi? crezi că să se schimbe ceva? Băi, eu cred că se poate schimba ceva. Adică, cred că sunt multe lucruri care s-ar putea face. Depind, totul depinde de, de, de modul în care această țară va fi guvernată. Și, de și modul Hai de în să care... fim serioși, pentru că discursul tău și toată povestea despre învățământ a făcut uh, foarte multe vâlvă. Și poate pentru prima dată se discutea foarte serios de faptul că, ei, pe puștii ăștia trebuie să-i ascultăm și să ținem cont de ei, știi, fără teme la școală. Erau mii de mesaje în live-ul ăla pe care le a avut atunci pe YouTube de la ProTV. Da. Deci, citeam toate mesajele și erau, Shelly, Shelly, fără teme, fără teme fără teme, adică oamenii da, rezonau cu... asta și doi auzi, că asta era visul ca și cu aia, vacanță, da, gata de da. acasă. Nu era, de, mă, cum spun, de iniția, nu asta era, mea, era, mea, da. nu, nu asta era principalul meu mesaj, fără teme. Uh, dar, uh, cum să spun, sunt uh, foarte mulți ani. din păcate mi am fost foarte dezamăgit în treaba asta cu educația, A descoperit foarte mulți experți și foarte mulți oameni mega inteligenți, Plafonați. care au încercat să facă asta și care și-au și -au băgat efectiv picioarele și eram atât de trist, eu nu sunt, eu sunt mult mai prost decât oamenii ăștia, adică eu... să... Eu mă duc până în pânzele albe. Nu, 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 nu că mă duc până în pânzele albe, eu zic, eu n-aș putea, adică, să, 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 privesc situația atât așa cum o privesc oamenii ăștia. Oamenii ăștia chiar au aveau niște idei foarte tari și nu știu, și ăștia și-au băgat picioare, zic, am fost un pic demoralizat din Pentru din că sistemul a fost asta, mai puternic. Știi? Pentru că sistemul a fost mai puternic, da. Și, din păcate, în, există școli în România după 30 de ani de la Revoluție care au toaletele în curtea da, școlii. Da, și, și nici și, măcar nu e asta cea mai mare și problemă. Și cad tavanele în școli da. și sunt profesori care predau engleză și au fost chiar la România te iubesc cu Hello Kitty. Ai, acolo, da. Și, adică... Bă, au trecut da. 30 de ani de la Revoluție și nu s-au schimbat lucrurile astea, știi? Nu și probabil că ai venit cu toată energia că vrei să schimbi. Erau foarte mulți oameni care poate stăteau pe margine, nu aveau curajul, dar erau entuziasmați. Bă, o să schimbe, știi, o să se schimbe, o să fie ceva. Și nu s-a schimbat nimic deocamdată. Păi eu vreau să fac tot posibilul să. să, 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 să știi, ce fac eu? Eu sunt un bun comunicator. Eu, eu vreau să însuflu asta oamenilor. Vreau... Vreau să insuflu uh, energia asta oamenilor, vreau să apară niște oameni care motivaze ce, de, de ce o să zic eu, o să se duc acolo și o să schimbe. Dar eu nu mă văd pe mine acum, oprindu-mă din ceea ce fac, devenind uh, ministru educației și sau consilier în ministerul educației, știi? Tu zici că ești foarte motivator, nu? Și că asta vrei să faci? Comunicator. Comunicator, pardon. Comunicator. comunicator și alții o să că ăsta, instigator. Instigat, la ce mă, la educație? Da, nu, sunt o, un instigator de, de, de la educație. Exact. Bă, și eu zic să continui povestea asta. O să continui, pentru că e principala problemă, cred. Adică toate pleacă din problema asta. Toate, 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 toate. Dacă te uiți la ce probleme acum România în prezent, poți să le regi pe foarte multe de lipsa educației de acum 15 ani. Generațiile Cucă. care ies din școală și nu au habar pe ce pământ trăiesc, sunt foarte multe probleme. Și dacă e să mă întreb, uh, a, apropo de asta, cu am picat bacul, că vreau să revin. Da, asta e pic. Când de vreau să dăm noroc cu ministrul învățământului la 30 de ani, la 50 de ani o să fie președinte. La 30 de ani ministrul învățământului. Bine. Tot, să e bine și la 50. e bine, de ce? E bine. Vom avea cel mai tânăr prim-ministru al educației. Prim-ministru al educației? prim ministru al educației. al Acum, na. Să spun pe asta cu... Da, cu clickbait Cu clickbait-ul. cred că meritul meu în toată asta cu educația, din nou, nu a fost că am identificat niște probleme, au identificat și alții. Nu a fost că am identificat niște soluții, au identificat și alții, știi? Meritul meu, cred că a fost că pentru prima dată am, luat, atrat un subiect, foarte am luat un subiect foarte complicat, e un subiect foarte complex da. și l-am explicat pe înțelesul tuturor, știi? L-am explicat pe înțelesul oamenilor, astfel încât și un uh, copil de uh, clasa a patra, care e sufocat de teme și de exerciții, dar și un adult de uh, 45, să înțeleagă că e o problemă și să-și dorească să se implice, să fie motivați de mesajul ăla și să înțeleagă problema mult mai bine decât au înțeles-o înainte. Uh -huh. Dar, din nou, nu într-un mod nu cu sloganuri și cu să facem să și fără să spui nimic. Nu. Prezentând informația, dar într-un mod în care să fie pe înțelesul tuturor. Și cred că ăsta e singurul meu merit acolo cu educația. De asta a fost și titlul ăla, Am picat bacul pentru că vrei ca oamenii să caute și să vadă exact ce s-a întâmplat. În, că dacă scriai am luat bacul cu 10... Lucrezi te... în media și lucrezi în presă și lucrezi în domeniul ăsta și pe știi oameni. că oamenii... Trebuie să-i atragi pe oameni, dar știi că oamenii sunt, și asta e iarăși o chestie pe care o spun în Academia de Vlogging, cred că de trei ori, uh, oamenii sunt mult mai atrași de lucruri negative decât de lucruri pozitive. De lucruri rare, de bârfe, de zvonuri, de ceva Și atunci rând, cu orice preț vrei să atragi oamenii. Oameni când mai ales când e un subiect ca educația, da, și în general e un truc pe care l-am mai folosit. Vezi adevărul despre filmarea cu accidentul meu. Da. Super viral, a făcut accident. Chiar discutam acum de ce a, a avut primul film Five Gang succes și mi-am dat seama, am făcut o analiză, faptul că știi că eu am avut două accidente, unul fals da. și unul real, știi? Atunci am avut înainte de filmul Five Gang accidentul real cu mașina. Da. Și am, când am stat și mi-am dat seama că uh, tot bazul din jurul achiziționării unei mașini scumpe pentru... pentru uh, na. Băi, hai să spunem că o mașină scumpă, dar pe banii tăi, pe munca ta, pe Pe banii mei, uite... pe munca mea, dar achiziția unei mașini care cumva i-a șocat pe unii da. coroare, că, e foarte scumpă și după aia rovirea ei o lună mai târziu a fost cel mai bun motor de promovare pentru Five Gang. The Movie, pentru film. Și a, de aia a făcut și record, știi? A fost succes filmul și uite, film, a venit o idee acum. Uh, după tot podcastul ăsta și după toată discuția de aici, de la acasă la Măruță, o să te rog să ne dai tu titlul podcastului de azi. Ăla care să, să aibă de toate și să, să atragă. E, e, o, e o provocare bună, stai că da. e pe domeniul meu, adică. Da, mă, exact. Mă gândesc, păi am zis să mergem la cei mai buni. Titlul uh, de astăzi al podcastului acasă, la Măruță este dat de Shelly. Ne mai gândim până la final. Nu trebuie neapărat acum, știi? Mai dăm dăm mai întreabă-mă câteva chestii și în 5 minute îți vin, okay, cu, un titlu, îți vin cu ceva... Dar mi se pare foarte tare, adică tu să dai titlul podcastului. Dar să fie titlul ăla care să-i strânească pe oameni să se uite, să vrea să afle ah, ce a zis și da dar a zis că l-au dat afară, că uh, face... că se desparte fai gang că ce, ce, adică trebuie să găsești ceva, nu? Sensoară, vezi? Ei, bună provocarea pune, asta. Pune, pune așa, pune... Yeah. Hmm. Um, Notează Florin. Da. Yeah. Nu vreau să fie o minciună, știi? nici Nu vreau să fie mincinos. Stai că mă gândesc. Sherry. Nu, mai pun -o așa. Pun -o, două direct. Uh, Sherry dat afară din televiziune. De ce a rupt? Stai să mă. Sherry dat afară din televiziune era. La... Uh. Șeli despre faptul că. Nu, Shelley... deja șeli despre faptul nu, nu. că ai ungit-o da, da, prea nu mult. Shelly... Recunoaște. Am fost dat afară din televiziune. Nu, că asta e. Adică, nu poți să o minți, să o minți, să o minți. Știi, trebuie să da, o minți exact. frumos. Da. Uh, sh... Shelly dat afară din televiziune. Pune așa, șeri iese din televiziune. Pe ușa din dos. Ia trei luni după, nu. Uh... Lung, vei da, știi. Nu, trebuie să fie direct, așa, să zică lumea, pe bune. De ce a fost închisă, că a fost închisă, sună da. interesant, știi? De ce a fost închisă, nu, emisiunea lui Sherry scoasă de pe televizor? Păi și trebuie să înțeleagă oamenii ce văd aici. Sherry explică... De ce a fost data. afară? Da, da, așa, dar e minciună, vezi, asta da. mai trebuie să balancezi asta da, 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 Păi nu vreau să, să mințim. Sherry explică de ce ai ieșit din televiziune. Nu îți place? E așa, adică ai vrut să nu? atragi cu împătimire, știi? A job. Aș, n-aș zice-o, dar de cu data afară, trebuie să fie cu data de. afară, da, Sherry de uh, data afară din... Uh... despre dezastru ca prezentator TV. Bun, 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 bun îmi place. Da, se bine e... Mai bine data afară. Data afară e mai, mai cheie. o intrigă, da. Um, de ce a fost dat și el afară de la televizor? De la televiziune. Da, e bun. E bun. Dar vezi e că bun, tu ai aleșit. E, e dezamăgită. După aia, nu vreau cumva. să dezamăgim pe oameni. Hai să vedem cum. Uh, Hai că ne gândim. Știi că oamenii au impresia poate câteodată. De ce, ce a, a dispărut? A... Gata, am fi zi. Yeah, Sherry explică de ce a dispărut de la televizor. Păi, abia s-a întâmplat acum câteva ore. Mulți poate P nici nu știu. Mulți poate află acum. Vezi? -ședință, ședință în, în direct P pentru a alege Da, dar da, titlul... da, 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 pe tocmai, mai lumea află acum așa. O să, să afle de la tine și o să dea click ca să vadă ce se întâmplă. Da, pe și cum, nu. Cum? Hai să zicem. Sherry. Focus, Focus! Sherry explică de ce a fost. de ce a dispărut de la televizor. Hă? Păi, am dispărut. Bă, dar zici că negociem da. aici, aici că suntem, <laughs> Hai că ne mai, ne mai gândim la titlul Ne mai astea. gândim la titlul ăsta. Ceva pe acolo, ceva cu... Nu, de... dar mi ca... pe negativ, știi? Nu, fii mi-ar plăcea ca titlul la podcastul de astăzi să-l alegi tu. Serios, indiferent ce vrei să pui, poți să pui titlul Shelly, cel mai iubit uh, vlogger din... Uh, Bă, are o idee bună. Uite Florin, Shelly anunță plecarea din televiziune. Shelly anunță în premieră... Bine, ai, eh, nu, că aminți. Shelly anunță plecarea din televiziune după petrecerea cu Manele. Da. Trebuie, trebuie să fie așa, da? deși n-a avut nicio legătură, și că, că știi asta da. foarte bine, n-a avut nicio treabă, că decizia a fost dată înainte, mai gândim și ideea e în felul următor. titlul podcastului de astăzi vreau să-l dai tu, indiferent ce scrie asta, acolo, asta vreau să-l dai Asta tu. va fi, că va fi tare, va prinde. Da? da. Bun, da. ok, perfect. Haideți să, să Mi se pare că avem multe așa de povestit și îmi place energia ta și sper, dacă îmi doresc ceva foarte tare, pentru că ne cunoaștem de mai mult timp, ne-am întâlnit și la ziua lui David, ne-am întâlnit și la emisiune, ne-am întâlnit și la concertul Gang. Cred că dacă îmi dorești ceva de la tine, este să nu-ți pierzi din energie și din entuziasm. Doamne, ajută. asta am că dorești și eu de la mine. Pentru că am impresia că dacă te bagi în foarte multe proiecte, o să te epuizezi. Uh, o, să, o să te stoarcă toți oamenii, știi? Și la un moment dat, am mai avut perioade în care am fost foarte epuizat. Nu da. cu trei ani, și mm -hmm. cu un an jumate. Și am perioade că... și deci perioade, treci peste. Eu sper din toată inima uh, să fii mereu înconjurat de oameni ăia care la ziua ta au zis cine vrem să cânte, țancă, 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 indiferent că ești vloggerul numărul 1, indiferent că ai emisiunea TV sau că nu mai ai nimic, știi? Adică să mai ai prietenie. Corect, foarte important. Să ai puțin prieten dar adevărați. Ce adică, mai adică, indiferent că ești sus sau că ești de jos, să ai prieteniește. ăștia. Foarte adevărat. Foarte, foarte adevărat. Pentru că cred că ai observat că se schimbă puțin lucrurile. Când ai succes, ai mulți prieteni lângă tine. Nu, când, când... ai succes ai mulți oameni care vor să fie lângă tine. Eu am puțin prieteni adevărați. Care adică e cel mai adevărat prieten al tău? E cel mai, cel mai adevărat da. prieten al meu? În afară de... În afară de, aici, de Gașca Five Gang. Nu, 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 nu pe ideea, în afară de Gașca 5 Gang. Nu, excludem aici pă, părinții și iubita, care sunt, prin definiție, adică nu știu dacă pot să-i... mai adică, apropiați. Sunt, sunt foarte apropiați de mine, îi iubesc, îi respect și așa mai departe pe pă, părinți și pe smaranda. Cred că cel mai adevărat prieten al meu în momentul de față, o între două persoane, oricare ar fi, o să se supere dintre ele, dacă să, răspund pe amândouă. Unul dintre ei este Gami, din Five Gang, și celălalt este Claudiu, pe care lumea nu știe că nu e persoană publică. Ei sunt Da, cred că sunt cei, mai adevărați prieteni ai mei în momentul, de, față și cred că așa va fi mult timp de acum înainte, că așa a fost și mult timp în spate. Adică nu se, lucrurile astea de cu prietenii adevărați nu se schimbă de pe azi pe mâine, că de asta sunt Da, prietenii, este adevărați. adevărați atunci când ești trist, te înțeleg cel mai bine? Sau atunci când mai și plângi Tu ai plâns vreodată? Cum, vreodată în viața asta? Bineînțeles Dar nu că pentru am prânz, că adică... Ferească Dumnezeu a murit cineva Sau s-a întâmplat ceva Nu știu Uite, pentru nu că... mi-aduc aminte Când am plâns ultima dată Dar bineînțeles că toți mai plângem Plângi sunt... la filme? Foarte rar, dar mai plâng, da Mai plângi? Mai plâng la filme, da, mai plâng <laughs> Vezi, e și sensibil da, bă, și în momentele mele de sensibilitate. Nu, nu țin minte când am prins ultima dar dată, dar mai, am mai prins. Nu știu dacă am, anul ăsta n-am prins, sigur. Nu știu dacă în 2020 am prins vreodată, nu cred. Cred că acum doi ani să fi prins ultima dată. Sau, nu știu, ca un film mi-a mai dat o lacrimă, cu siguranță. Sau când am mai văzut un documentar, mai degrabă, cu un caz real sau uh, ceva, poate am mai prins, știi? Mm -hmm. Dar, uh, uh, da, nu știu nu știu, ultima dată când am prins în afara unui prânz de ăsta stimulat de un conținut, știi? știi că, că așa e simplu să prângi. Știi... Și eu pot să te fac să prângi acum, dacă nu uităm la un film, prângi, știi? Da. Eu am plâns ca fraierul la documentar, la Formula 1. M-am atașat de da? toți oamenii de acolo, da? Și la sezonul 3, pentru Cico Perez, am fost pe jos. Da, da. Și pentru Grojan a făcut accident, a stat în flăcări foarte tare. Îți recomand Formula 1, documentar pe Netflix. Ok. Superb, foarte tare. Dar știi ce vreau să te întreb? Am văzut că ești foarte atașat de, de smarand. Și mi se pare foarte tare chestia asta. Pentru că foarte mulți uh, oameni din generația ta, poate n-ar vrea să se afișeze atât de mult Ei, noi Să nu mai am, facem o cafea? Nici, nu, 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 stai, niște, că deci trecem șaptea, șaptea. Adică, nu trecem la <laughs> Foarte <laughs> mulți uh, tipi din generația ta poate, care au succes, uh, poate nu vor să se afișeze așa, știi? Hei, să mă mai placă și alte fete, vreau să... Eu nu mi-am înșelat niciodată. Iubita și asta poate fi dovedit de testul poligraf, pe care vedeți în canalul meu câteva zile. Am făcut un test poligraf senzațional a ieșit, ne-am distrat maxim. Uh, uh, ne -am, am avut timp, să ne, am avut timp să, ne, să ne cunoaștem foarte bine în anii ăștia. Uh, N-am, publicat relația asta din prima. Uh -huh. uh, cred că relația asta ar fi mers la de bine și dacă era una privată, doar că cred că oricum inevitabil s-ar fi aflat, știi? Da. Uh, ce facem noi public, n-ai nicio treabă cu cum. Adică uh, e, e o chestie independentă. O, odată că noi avem relația asta publică și mai facem vloguri și chestia asta e pur și simplu o chestie separată de conexiunea pe care noi o avem care ar fi fost aceea și dacă nu era publică. Eu cred că pe Smaranda o invidează foarte multe fete, pentru că de fiecare Probabil. dată văzut cât de frumos vorbești de ea, știi? Și cât de mult o apreciezi și cât de mult o susții, știi? E o fată extraordinară. Și are e o fată foarte inteligentă, foarte muncitoare, care nu, nu s-a schimbat de în anii ăștia, deși poate multe acte în locul ei s-ar fi, s-ar fi schimbat, pentru că na, am dat, eu știu, am 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 și atunci a succes, a dar am dat și mai mult succes și așa mm. mai departe. Și are foarte multe motive pentru care merită apreciat. Este cel mai de încredere în Da. Da, adică, am, adică nu avem secrete așa, adică am încredere totală în, în ea, ea, în mine. Na. Este, este, dar Ok, în afară de părinți, adică, repet, părinții da, corect, sunt o nu. conexiune pe care n-ai cum să o rupe, adică, uh, dar da, este, da, absolut. Foarte fain. Trecem foarte mult timp împreună, adică, de să locuim în împreună, aceeași locuit. casă. Gătește, da. gătești tu? Gătește, gătește, gătește. Pe tu eu, gătești? Nu cum arată, așa, să gătesc, cum mă arată așa că... o zi din viața ta? Știu, ok, o să spui, băi, s-a văzut în vloguri toată ziua pe Instagram. Deci, cum arată o zi din viața mea? Mm -hmm. Mă trezesc și mă doar sară. Acum s-au închis, dar mă doar... la de curând. Stai că nu făcea asta de acum nu știu câți ani. Din septembrie, dar na. Okay. Până acum, vrei să spun da. cum arată o zi din viața <laughs> no. mea când eram în casa 5 ani, că se mai schimbă. <laughs> nu, no, mă gândeam așa, general. Bun, deci te la sală. E o rutină, na. Da. Adică încerc să nu iau de până vine să nu iau pauze de la treaba asta. Deci mă trezesc, dar stai că, până până mă doar o mai trezesc și păi ea mai dau cu ceva, mai eu sunt din dimineața, eu dobor lucruri, adică fără să-mi dau seama, nu știu dacă pățești. De ceva de pe Și Andra, cine se străjește primul de obicei? Sau cum faceți? Cred că Andra. Și pe la ce oră se trezește? La noi inevitabil trebuie să ne trezim pe la șapte fără un sfert, pentru că trebuie să ducem copiii ori la școală, mm -hmm. ori la grădiniță și împărțim povestea La asta. noi, uneori eu, când nu mă doar să sală, ea se trezește mai devreme, în are câte un curs și așa, ceea ce groaznică, de, de stă cu laptopul în pat și până își conectează că căștirea, i pe ea cu ea, bun, astăzi facem pe inima, nu știu ce, altera, nu știu care, și mă trezesc, de de, zic, pune căștire, că căștirea, că okay online, știi? Așa, dar de ce mai mult ori eu mă trezesc primul? și ești băiatul la romantic care te duci face o omletă, o cafea, hei, smaranda. Nu, că trebuie să ajung la sară, că mă trezesc cu 15 minute înainte. Intru, să mă, se îmi iau, îmi iau hainele din șifonier, mai, mai troncă, de obicei, fără să vreau, deci eu încerc să fac toată liniștea, cea mai mare liniște, dar inevitabil aude a baie când mă spăr pe dinți și se aude dimineața, mai trezește, se întoarce pe partea cealaltă. Așa. Nu, 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 e Claudiu, uite ce ziceam. Prietenul. Așa, după aia mă dor când mă întorc ea de obicei deja trezită, face ceva de mâncare, de obicei așa și se de că e dezastru prin casă, că... Ești eu... dezordonat? Oarecum, da, da, mm -hmm. da, sunt mai dezordonat, da, dar am, sunt chestii pe care mi le regrez, știi cum e, adică... Deci, nu... Marana, stai liniștită, se schimbă lucrurile astea. Da. Și eu când mă întorc Niciodată. de la sală, eu când mă întorc de la sală, e încă așa un pic buimacă, știi, ori e la curs și e atent acolo la curs, ori e încă așa un pic toaspătrezită și așa, eu vin de la sală King Kong, mă înțelegi? <laughs> Dwayne <The> Rock Johnson sunt <laughs> acolo, mama, azi să facem, să dregem, să... adică am foarte multă energie cu asta e și pe să fac dimineața. Uite, asta că... poate să fie un lucru pentru cei care se uită la noi, uh, sportul și uh, sala dimineața. Cea mai bună decizie să faci sport dimineața. Multă energie Ma, și poți da, să faci multe. Și? Multă, da, și nu mai ai niciun pic de somn, adică automat când pleci de la sala nu-ți mai e somn, n-ai cum, dacă, dacă ai plecat de la sală și încă ți-a fost somn, înseamnă că n-ai făcut nimic la sală acolo, adică înseamnă că te-ai uitat după fete la sală, nu știu ce ai făcut, sigur nu sport, știi? Și mă întorc și sunt foarte energic și începe ziua după aia. Eu ori am o zi în care trebuie să plec, că mă, eu îmi fac duș, mă îmbrac, așa, ori am o zi în care stau mai mult pe calculator și în coruri, ori am o zi în care trebuie să plec. De obicei ne mai ciondănim pe treaba asta, că eu sunt în coruri și eu vorbesc, eu când vorbesc la telefon mă prim prin casă și vorbesc tare. Și are cursuri online. Și are cursuri online și îmi spune, fără liniște, sau nu știu ce, sau tot felul de, de, situații de astea, sau eu sunt cu căștirea la calculator, dau feedback pe un vlog, îi zic editorului, tai aici, aici nu știu ce, și ea mă strigă și eu nu aud, dar adică, de ce nu mă auzi? Bam, bam, că lucrurile astea se întâmplă și din faptul că totul stai la garsonieră? Nu stau la garsonieră. Păi de asta zic. de ce vă derajati așa? Adică tu poți să fii într-o cameră, ea într-o cameră și gata. Păi da, dar toți se aude. Eu când, eu când vorbesc se aude toată casa. Că eu sunt ce mai faci, frate? Da, mă, frate, da, și mă mai prim Și îmi fac o cafea și se aude expresorul. Știi? Funny, da. Bun, și, și după aia bine. continuă ziua. De obicei mă duc să mă duc la un restaurant să iau masa sau am un, un loc în care trebuie să ajung. Uh, ea, de, ea, ea, stă mult mai mult acasă decât mine pentru că ea țara care cursuri are facultatea online. asta și nu are unde dar să fie că trebuie să fie atent la cursuri la online. Și e nașpa că e așa, sincer îți spun. Adică o văd că stă toată ziua în casă de multe ori pentru că are cursuri, mai are un curs până la șase seara, mai are câte ceva și trebuie să stai acasă, că nu poți să stai, să fii acuzat de mașină și așa mai departe, vorbim de medicină da. totuși, adică gândește că eu dacă fac o greșeală în domeniul meu de activitate, ok, pierd niște bani sau am niște dizercuri, iar dacă faci o greșeală în domeniul ei de activitate, ai merit ești. Da. Știi? Și atunci e foarte important să fii atentă. Să facă școala asta cum să trebuie. Să asta cum trebuie, știi? Mâine, și... pe mine o să ajungem pe mâinile ei. Da, și după aia, de obicei, după aia eu pe undeva, ne mai vedem seara, mă întorc acasă, și povestim cum a fost ziua, petrecem ceva timp pe și... negociem dacă să ne uităm la un film, dacă eu, eu sunt prea obosit, ori ea e obosită, ori nu, de nu, nu stabilim filmul niciodată. Adică foarte rar ne uităm la un film, pentru că în momentul în care noi cădem de acord să ne uităm la un film, asta e o dată foarte rar, că ori ea e obosit, ori eu sunt obosit, după aceea trebuie să decidem filmul. Ah, și și a, aici, a, aici mai durează Fie firme, Da, trebuie să fie firme cu, în care să fie 90% femei, dacă se poate aia. Și de dragoste, de dragoste siropoase. Și de dragoste siropoase. Eu vreau să văd numai firme cu mafioți și cu șmecheri și cu ăștia așa și cu destea de dau 10.000 de tunuri și ajung în închisoare și sunt mafioși și -s -s o moare și așa, ceea ce ei nu-i place. Și atunci e așa și până decidem filmul și ne curcăm. Și aia se ziua. Nu... C o viață de familist. Nu. Da. Reapropiești căsătorit. Păi ți-am zis. De exact. ți-am zis că stoie doar un act. da acolo semnătură. știi ce noi te-am întrebat în tot podcastul de povestea cu Abi? întreabă -mă. Care e treaba cu Abi? A, a avut ieri asta cu noi în 2019. Da. Acum am văzut că Am a, mai vorbit așa, am mai schimbat vorbe, dar nu, nu suntem apropiați. De ne, ne, ce ne, ragă, de... ne prietenia bă, comună cu Dorian. Ce părere, ce părere adică, ai de fenomenul ABI? Pentru că bă, vrei, nu vrei, e un om care face niște cifre fabuloase pe YouTube. Și Știe să oferă oamenilor ceea ce, ceea ce oamenii cer și este autentic. Adică, asta eu nu, nu, nu pot să iau asta. Adică, nu, oricât, eu n-am o părere extraordinară despre el, ca să se înțeleagă. N-am nicio părere proastă, știi. Nu o să pot să uit sau să iau niciodată modul în care el a încercat să se ridice pe hate și pe disuri și așa, la adresa noastră. Dar el este uh, autentic, nu, nu și-a ascuns defectele. Uh, uh, a, și -a, uh, din alte lucruri pe care oamenii ar vedea defecte, el a văzut caritate și pe asta s-a ridicat, că are crease, că bă, toate lucrurile astea, înseamnă că el s-a ridicat pe lucrurile astea, ceea ce e smart, știi? Deci... Ceea ce e smart. Dar eu n-am cum să uit niciodată faptul că el a făcut foarte multe uh, cifre pe uh, hate și pe un hate nejustificat. Dar ca strategie știu să, să, să văd strategia acolo, să zic, asta e smart. Știi? Deci a fost o strategie Ca fel cum bun. pentru noi a fost smart să nu-i răspundem decât o dată când a fost momentul oportun. Dar noi nu am, noi am răspuns niciodată, n-am dat atenție Poate acestui Poate să faceți loc. o piesă împreună. Mă îndoiesc. Mă îndoiesc. spus, adică nu pot, în momentul în care un om a, a, a spus tot ce a spus și așa mai departe, mi-e greu să... Bă, 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 să fac, să, fac o asociere de genul ăsta cu el, dar este cunoscut faptul că în Spirit de Grumă am invitat la filmul 5 Gang la premieră, el mi-a făcut eu o grumă, mi-a prins o șampanie la restaurant, da. ceva timp pe la masă și a venit cu o șampanie și dacă ne vedem ne salutăm, știi, adică momentan suntem ok, am dat-o oarecum la pace, dar nu suntem, să zic așa, prieteni, ne înțelegi? Dacă îmi scoate cu te o piesă, asculți? Da, dar eu ascult tot ce mișcă. Mm -hmm. Deci ascult, da, normal că ascult. Asta mi se pare foarte tare, pentru că uh, ascult tot ce mișcă, pentru că faci parte din industria asta păi, și vrei să vezi ce face și concurența și efectiv tot ce se întâmplă pe YouTube. Da, absolut, dar tu nu te mai zi au, te o emisiune de Teo Trandafir din când în când? sau. Uh... N-am voie. N-ai voie, nu? nu. Deci, deci atinde televizorul, păi, oricum... n-ai un singur canal. da, și tot. oricum nu pot să mă uit la Teo, pentru că avem în același timp, de la 3 la 5. A, că a voi e corect, e live. Da, și oricum da. n nu avem voie, doar la ProTV n-ai. Am nu. înțeles. Vă deci... la prima nu vă spuneau chestia asta? Nu, nu, nu. Vă puteați uita și la altceva? Da. Vezi, vă, ciucă? Numai noi nu avem voie. îți dai seama am că, am că am ne uităm am am la am absolut, am absolut am tot ce da, și de toate lucrurile. cum să zic, că... Cum să nu urmăresc ce face? Adică e, un om relevant. Na, ai bitcoin? Bă, mă, dar mică, dai așa, pam, pam, da. pam, 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 da, am. <gri> Câți? Nu 19, că am un zvon ăsta, a zis scuza, am dat pe un, live, că am 19 bitcoin, nu știu unde dracu a scos-o, că n-am, 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 n-am 19 bitcoin. N am băgat în bitcoin o sumă uh, nu știu, poate unii, pentru unii e mare, pentru mine e o sumă mică de na, de bani, știi, niște bani pe care... Adică cât ai mit... investit în criptomonede? Nu pot să spun exact, nu vă să dau niște sume exacte, bă, niște zeci de mii de euro. Am investit niște ai bani... Ai investit 100 de mii de euro? Nu, nu, nu. nu am investit niște zeci. 10, nu 100, iartă Da, 90 de mii. Nu, 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 nu e atât. E sub 50.000, ca să nu se panică. Deci, am sub un Bitcoin, ca să fie clar. Deci ai sub un Bitcoin. Nu cunosc această piață. Sunt oameni, uite, am cunoscut azi un băiat super entuziasm cu Bitcoin-ul. Îmi spune, Bitcoin, o să fie jumătate de milion, o să fie un milion, o să fie... Dar nu te atrage chestia asta. Nimeni nu știe mă va atrage adică nu, citesc... nu te atrage. chiar dacă cineva spune o să ajungă la o jumătate de milion. Hai să mă duc repede acum să mi cumpăr 2 Bitcoin pentru că Frate, o speculație. Ai va... cât crede lumea că va fi, atât va fi. Adică asta valoarea asta e dată de oamenii care cumpără și care vând și care cumpără și care vând. Când mai cumpără Tesla dacă mai bagă 2 miliarde în Bitcoin o să sară. Măcar să cumpărăm și noi, e, e, e important să, 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 să se găsească uz pe termen lung, adică aplicabilitate nu. practică pentru moneda asta, pe termen lung, e un domeniu pe Mai care invest... eu nu-l cunosc atât de bine, știi? Da. Și atunci nici n-am băgat, nici n-am riscat uh, bani morți în el, pentru că nu. Sunt niște bani bine. în cazul în care, dacă ferească Dumnezeu, îi pierzi, nu te afectează exact, sau sunt se sunt Zen. Sunt zen. Știi? Mm -hmm. Și de asta, uh, alții mi zic, băi, ești frate, trebuie să bagi, frate, 300 de că... N-aș putea, frate, n-aș putea. Adică, Dar aici... în afară de Bitcoin, mai ai și alte monede? Uh, am mai băgat, da, am mai băgat în ăsta, în swing buy. În swing buy, da. Dar, am, bine că mi-am adus aminte, că am, jur, că am uitat complet, că am, -am, băgat, am băgat o sumă mai mică și am uitat complet, dar am, da. Uh, uh, chestia cu monedele astea, ți-am spus, uh, ele, momentan, valoarea lor fluctuează foarte mult și aud multe argumente uh, pro, multe argumente contra, tehnologia din spate blockchain-ului e foarte interesantă, foarte promițătoare, dar de, nu știu cât de, cât, de mult, cât de multă aplicabilitate practică bine, aplicabilitate practică ea are dar când, în momentul în care menung, va, o voi vedea cu... să fie adoptată, știi nu cunosc atât de bine acest domeniu, încât să mă pot să mă pronunț să zic, da, frate, e viitorul sau am investit o sumă de bani pe care îmi permis cred să că asta pierd. este și regula la criptomonede, să investești bani care, în cazul în care îi pierzi, să nu te afecteze, să-ți vinzi casa, mașina, să ai datorii și da. așa mai departe. Să știi că poți să faci o afacere foarte bună seara asta cu noi. că a cumpărat la un moment dat uh, câți... Uh, Ripple. Câți ai? 500, cred. Ai. Am luat acum 3 ani sau 4 ani, când era am? 2 dolari. Și imediat după ce am cumpărat eu, a scăzut la 0003. Da? Și acum are să-i vândă acolo. El vrea banii care i-a dat când a luat. Da, s-a luat de vreo 1000 de dolari sau ceva de genul, nu știu. Mă Acum are minus 700. Da, da, exact. fost o poveste, tot așa, cu un băiat care e programator, unul din oamenii care au la site-ul Academiei de Vlogging, știi, și care, tot așa, auzit, de nu știu ce monedă, cu ceva timp, a băgat o grămadă de bani, zeci de mii, știi, pe foarte mulți bani pentru el în moneda respectivă. Moneda s-a dus în cap de atunci înainte și el tot spera că o să crească, tot spera că o să crească înapoi moneda până când ăia care manageri au situație au zis bă băieți o închidem că nu mai are efectiv nicio șansă, adică e zbunat cu adevărat de, de la... zero. în care s-a închis moneda a pierdut tot. Dar în același timp bitcoin nu era fel ca o monedă de-asta care azi e, mâine nu mai e? Uhum. Adică Bit nu cunosc foarte multe despre domeniu, dar pot să spun faptul că valoarea bitcoin este dată de foarte mulți investitori instituționali, să spun așa, adică companii foarte mari care au băgat bani acolo. Drept dovadă Tesla, care a. Tesla și multe altele, nu doar Tesla. Nu, și spun ultima așa mai dată, departe. Tesla a investit un miliard jumate de... Și atunci de... valoarea lui e, e totuși mult mai stabilă, adică eu nu văd Bitcoin-ul mâine, este trezesc să fie Bitcoin-ul 10 dolari cu toate să se că s-a întâmplat o fluctuație anul trecut când a căzut de la 20.000 de dolari la 3.000 de dolari. Deci, adică s-a întâmplat fost, anul, trecut, anul trecut? trecut. Da, în martie, nu? Pe la începutul anului trecut. Dar a, a avut o creștere atât de. A, o creștere atât de abruptă? Da, da, da. Nu te referi la aia din 2000. Știi că am mai avut-o uh, asta ia în 2000. Nu, vorbit cu anul trecut în martie. Uh, Știu sau... că era prin 4000 sau ceva în martie. Da. În fine, ideea e că nu e. Eu am vrut să te întreb de criptomonede pentru că este un subiect care se discută și toată lumea vorbește și poate sunt oameni care sunt Bă, interesați. Recomand oamenilor șelii... dacă investesc să investească pe termen lung. Adică e un, un chestie asta cu trading-ul, știi, adică da. scot, bag acum, scot peste două ore, mâine bag, nu e. Mâine... Inevitabil, la un moment dat, o să faci și niște pași greșiți. Știi? Dar, dacă asta te pasionează și crezi că ești bun pe asta, știi, go for it. Dar eu, cum văd investiția în Bitcoin, o văd pe termen lung. Adică vreau să bag niște bani acolo, să uit de ei. Poate o să mai bag, dacă da. o să mă trezesc și o să cred că ei o să fie bine, dar să uit de ei și să... Dar uh, atunci uh, ce investești? În lucrurile în care cred. În afară de tine și cea mai bună investiție e în tine, clar. În nu, educație, investesc în... acum în, în filmul în filmul Five Gang 2, am, am o investiție considerabilă acolo. Adică în... acolo ești uh, și producător, nu? Da, co-producător. -producător. Co Nu-l nu produc eu singur, dar am o investiție acolo considerabilă. În Academia de Vlogging a costat toată distracția, niște niște bani și, în general, aștept să-mi vină niște idei bombă în care să, să investesc, pentru că la noi, în domeniul ăsta de vlogging, efectiv, Cred că dacă aș mai acum 50 de mii în așa nu cu sfârși, nu îmi garantează 50 de milioane de vizualizări. Totul e de creativitate, totul e de viziune, totul e dacă aș putea să mai cumpăr încă un creier, nu știu, știi? Mm -hmm. Dar în vlogging nu contează atât de mult aparatura, nu contează atât de mult cum sunetul, cum e editat, contează ideea foarte mult și modul în care efectiv se desfășoară conținutul. Conținutul, clar. conținutul, conținutul. Și atunci în vlogging nu ai atât de mult cât să investești. Când te uiți așa în trecut la toate vlogurile pe care le-ai văzut, pe care le-ai făcut, e vreunul pe care ai vrea să-l ștergi, zici, bă, bă, da, că am făcut da, asta. Sunt unele care sunt penibile rău, dar care cel mai penibil pe care l-ai făcut. Mă nu e un vlog, e un livestream, e un livestream cu o fostă de a mea cu Magda, băi, ceva absolut pe nimic, groaznic. Am și de pe YouTube. Uh, Eu zi, nu cred. Am și, da, am și adică... Am și vloguri pe care am și Eu încerc să nu șterg vloguri, adică e să, pă și chestii chestiile pe nimic. Dar unele chestii chiar întreg măsura și spre Dar nimeni, asta ce a fost? Știi? Magda era fost iubită? Da da, 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 Și? da. Păi și am făcut un live, ea venise, deci aveam o relație la distanță. Deci stai un pic, de asta este din aveți grijă ce faceți pe YouTube. Da. Învățați da, da. din greșeli. Nu, da, e ceva penibil, de, de un maxim de penibil. Noi ni se că suntem, nu știu, drăguți, cute, penibil. deci erați bă, voi doi îndrăgostiți, bă, îndrăgostiți Mamă, că în live, live pe YouTube? Da, da, mi mi pun prietenii gen bătaie de joc. Când avem un televizor mare undeva, mergem la cineva acasă, și mă doar baie, Mă întorc de la baie, să uită la drive, sunt cu Magda și nu știu cum să pun mâna, să opresc, băi, mă simt... Dar erați de vrei, pe o canapea și... Nu eram pe o canapea, nu, deci noi aveam o relație la distanță și ea a venit, a venit la mine la Craiova după ce nu ne mai văzusem în timp de patru ani sau ceva și am făcut așa, am zis, Bă, hai să facem un live, că ne-am văzut, că ne-am văzut, ce, ce era penibil, ne sărutam și mai răspundeam întrebări și ne pupam și ceva, așa, o siropoșare din aia, penibil, absolut penibil, deci când mă uit, îmi iau ochii foc. Știi? Nu că e ea, adică e, eu eram mai penibil decât ea în primul rând și live și contextul în sine era mega penibil, înțelegi? Se mai întâmplă tot felul de lucruri de genul ăsta. Penibil, da. Mai Dar vorbești cu Magda? Nu, n-am mai vorbit, nu. Dar, Am, Am uitat că se uită și zmără la podcastul ăsta, iartă-mă. Vorbim de foste iubite. Putem să vorbim de ce vrei să știi că n-am, subiecte despre care nu vorbesc, dar nu, n-am mai, mai, vorbit cu ea, nu. Dar dacă mi-a dat acum un mesaj să mă întrebe ceva gen exact, adică n n-am Na, nu suntem uh, supărați, să spun așa, sau whatever, știi? Adică da, mai, mai, există uh, persoane care am avut relații în trecut și care mă întreabă, auzi, dar nu știu ce de YouTube sau da. nu știu ce de... Nu știu Cu ce care de... păstrezi legătura? Nu că păstrezi legătura, adică nu voi le, vorbim de... Da, răspund din bun simț, că na, dar știi ce vreau să te întreb legat de chestia asta și cu mesaje? După ce ai anunțat, în urmă cu ceva ore, că uh, gata, se oprește proiectul tău la Dar prima, Dar la anunțat anunțat să... cine ai primit prim mesaj? Cum da. ai anunțat? Pe pagina de media te-am văzut. Nu, n-am anunțat. Stai să zic că am fost oameni, au început să mă sune din părinte să mă întrebe și eu am răspuns. Dar eu n-am anunțat, că adică n-am sunat eu. Dar m-au sunat... Păi uh... și oamenii din presă nu le aflat. De la un comunicat, de undeva s-au aflat. Nu, au aflat, au aflat pentru că am dispărut de pe site-ul prima, spre o baie așa pe pagina de media sau au șters? aflat pentru că am fost în grila de... Cred că s-a scos din grila de programe la CNA uh, dar noi n-am dat stai, un comunicat oficial. Crezi că putem să facem un titlu din chestia asta? Shelly scos de la Prima TV. Cred că, că era că e mai bun ce era, dar... E mai bun ce era, păstrăm am încheiat în relații foarte bune nu. cu ei și am okay, și stabilit am că, că nu o să dăm un comunicat ca să nu se interpreteze. Principala mea problemă era că un decizia a înainte de ziua mea, știi, de a o închide, mm. eram convins că toată lumea va asocia treaba asta cu petrecerea mea și o să, toată lumea o să creadă că îi am dat afară pentru că a fost petrecerea ziua mea, cu care nu are nicio legătură cu realitatea. Decizia a fost a mea am discutat cu ei, oamenii au fost de acord, pentru noi prima a fost un partener foarte ok, adică ne-au permis să ne de desfășurăm, n-au -au venit niciodată cu, cum să zic, cu intervenții de astea, faceți asta sau nu mai faceți asta, și așa mai departe, ne-au lăsat să facem tot ce vrem. Că a fost bine, că a fost rău, baia a fost emisiunea, ei așa au difuzat, -o și din punctul ăsta de vedere, suntem recunoscători și pentru asta parteneriatul pe care l-am avut. În urmă cu câteva ore s-a aflat că nu mai ai nicio mm -hmm. treabă cu televiziunea, cel puțin deocamdată, și vreau să te întreb de la cine ai primi primele mesaje. Dar n-am primit atât de multe mesaje. M-au sunat de la Libertatea, prima oară da, de dimineață. Nu, eu nu vorbesc de presă, știi? Ok, de au sunat -am primit, de la Libertatea. Da, da, Singurul care m-a sunat a fost Gojira, care a zis, bă, mi-ai rupt sufletul, că am făcut un paiu cu mine, că o să-ți emisiunea aia. Uh -huh. Și mi-ai rupt sufletul. Nu -a, a sunat nimeni, prietenii mei știau oricum, știi, și oamenii apropiații apropiați viața știau. Și n fost nimeni. Pentru că mă gândesc că atunci, presă. Adică... că atunci când ceva se termină, imediat apar foarte mulți prieteni care se decompătimească, știi? Ah, nu, n-a fost ceva nu de genul, n-am fost ceva de genul, pentru că prietenii mei știau și în momentul în care prietenii tăi știu singurii oameni care te sună când se întâmplă ceva la sor, e presa, adică întotdeauna bă, bă, e grumă de aia pe domeniu că de fiecare dată când se întâmplă ceva la nasor, bă, în secunda a doi, dar bă, efectiv, în secunda a doi, înainte să mă sune mama, tata nu știu ce, sunt horațiu de la antenă <laughs> Totdeauna zice Horatiu a capatul nu mai pe antena asta, sunt băia Horatiu, dar nu nimic cu el. Da, dar, uite, omul a fiecare din e primul care o să de să Horatiu. Hai mă, Sherry, comentează și mai eu să spun, bă, nu comentez, o să fac pe vlogul meu. De obicei când e o controversă în asta mare, eu vreau nu vorbesc cu presa, ei se supără. Uh -huh. Toți se supără că nu vorbesc. Și băi, eu răspund în mediul meu pentru că nu vreau să uh, bă, se dea o frântură din ce am zis, nu vreau să Correct. se dea un, o propoziție și atât. Eu vreau să explic în 30 de minute, dacă eu controversă mai ce s-a întâmplat. Să zic cum vreau eu și să nu, da, zic că nimeni stop aici, start aici, știi? Ai spus că te-au sunat primi de la Libertate. Da. Urmăresc așa ce se întâmplă în presă și mi-a plăcut ceva la ziarul, la ziarul Libertatea. Și mie. Atunci când a apărut știrea că ai bușit mașina Uh, oamenii de la Libertatea și-au cerut scuze dacă că n-au verificat. Mi s-a părut genială toată a povestea. A fost tare, da, a fost tare. Și o dovadă de profesionalism din partea lor. Da. Eu n-am, adică nici n-am urmărit să, să fac atunci. Eu am vrut să fac un experiment, nu știam unde să ajungă. Era posibil ai să ai nu proces părea... cu România TV. Era posibil să ai... nu preia nimeni, era posibil să preia doar RTV, era posibil să preia, adevărul e că a preluat presa. Deci nu doar RTV-ul a preluat acolo. Deci rtv de, ci... mii de euro? Uh, da, da, da. Ce Dar ce nu pentru banii? aia. Îi donez pentru educație, nu știi? Am făcut deci toți banii sunt pentru educație. Da, bine, nu știu dacă o să iau 100.000 de, de euro. Dar cât o să iau, atât o să Dar donez. nu renunț la procesul cu România TV de ce să renunți? Nu știu, te întreb. Presiuni nu s-au făcut asupra, nu, te... nu m-a spus nimeni. Nu, dar știi că se întâmplă chestiile astea la un moment dat, îți dai seama că se putea să fie multe termene, se întâmple ceva. Nu, și... nu, 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 nu. Nu, nu o să renunț. De ce până la capăt? Nu, cred că s-a încărcat legea acolo, fragranda, nu aia cu accidentul. Adică da, nu noi nu, nu, da. dau un judecată pentru că au difuzat o informație falsă care care au apărut după aceea. Aia lucrurile care au apărut după aceea, o campanie de rinșaj mediatic, de absolut penibilă și care eu cred că mi-a afectat imaginea. Pentru că auzeam de la, îmi trimiteau copii filmări cu bunicii de că maică, ce-a făcut că a luat bani de la PSD, a luat 50 de mii de la Dăncilă, și put și informații dar nicio legătură cu realitatea. Uite, dar în seara asta e astăzi ai și povestit la podcastul ăsta că n-ai avut nicio treabă cu politica și că te-a căutat doar cineva din jurul premierului Orban la un moment să fie consilier. Nici nu știu dacă era pe bune sau era fake, sincer. Zic că un, nu știu, cineva. Dar n-am avut, n-am avut treabă cu, cu, Deși am mai, am mai discutat, adică m-au mai sunat oameni cum a fost doamna uh, ministru. Da. Și cred dar nu că au mai fost să câțiva din politică. Din nu, sau nu, să fie nu. Avut. Și de asemenea au mai fost politici în care da nu m-au sunat, dar au încercat să profite de mine. Adică, în gen... Uite, eu când tu... am dat în, în, premierul liberal, ăia din opoziție, da, că Sherry, o distruge pe doamna Nisi. Niciodată eu n-am avut nicio treabă cu ei și nici n-am încurajat și îmi venea să rezic dați alea jos, că nu sunt în meciul ăsta al vostru. Da. Și eu nu discut cu politicianul Monica Nisi, eu discut cu ministru educației, oricare ar fi de la oricare partid, știi? Dacă te uiți așa la tot ce înseamnă politic în ziua de astăzi, de care partid ești mai aproape? Ca... Nu știu, ca mesaj. Nu vreau, nu. Să zic aici, pentru că acum, de acum, partidele astea au tendința de a te dezamăgi și au tendința de a... Deci au... Dar știi de știi ce, ce te-am întrebat zic? chestia asta? Pentru că sunt foarte mulți oameni care zic, dar voi persoane publice ar trebui să vă asumați și să spuneți, uite, eu sunt cu partidul ăla, cred în omul ăla și așa nu, mai departe. Nu, pentru că devii atunci, a devii un art al poate că este foarte murdar, este extraordinar, este ceva ce se întâmplă acolo... În care Ar fi ei se agațe, să spun un partid se agață, acum, de orice. Este să se agațe, nu? Se agață de orice, da. Și, evident, eu am fost la vot am votat cu un partid. Cu cine? Păi nu pot să. cred, <laughs> vot. Așa. Uite, pot să spun următoarea informație: că partidul care am votat, care am votat mi se pare că acum nu face nimic concret. Mi se pare că. E la putere? Sunt deza... E dezamăgitor ce se întâmplă, știi. E la putere? Nu, o să-ți dau aceste detalii, ți-am spus. Și oricum, puterea acum e divizată între mai multe partide și tot așa. No. Dar. Asta spun, adică, din păcate, în momentul în care îți exprimi o opinie politică, ești folosit de ei sau de adversarii lor într-o bătărie în care nu contează bine cetățeanul, îi contează doar niște procente în sondaje și niște și imaginea lor și așa mai departe. Eu știu asta pentru că lucrez în businessul de imagine și înțeleg ce fac ei. Și unii o fac bine, alții o fac foarte prost, dar în general politica e o treabă foarte murdară care, na. În același timp, na. știu ce vreau să te întreb așa spre finalul podcastului? Dacă tu ai vici am, am, am uh, vicii, uh, dar când, când spun, uh, că când eu când spun vicii, nu mă refer neapărat la, uh, pra, uh, știi, când zici vicii, știi, te gândești la droguri, te gândești la, nu, viciu viciul poate nu, să fie vici? și un, și un, un obicei, uh, nu știu, inclusiv că stai pe TikTok două ore pe zi, spre exemplu, nu că ar fi cazul meu, ăla poate să fie un viciu, știi? Da. Dar, da, nu, nu, sunt un om lipsit de vicii. Da, uite, pentru că tot ai adus în uh, discuție... Dar totul e cu moderație. Adică totul nu... cu moderație. Ai da, fumat? și nu sunt, nu sunt substanțe bă, de, iregare. Adică asta pot să spun. <laughs> da, asta, asta a, pot a, să te spun. Te întreb pentru că bă, așa aici au apărut tot felul de speculații. Ba, pe la știri... Am văzut pe da, România TV, m-a scos, am drogat în România, ești nebun. Da, ai fumat vreodată? Ai încercat vreodată? Nu în România. Când ai fost, cigări. nu știu, în Olanda, ai încercat? Nu, țigări cu tutun. Nu, doar țigări cu tutun. Bine că ai doar spus cu tutun, ca să rămână clar. cu tutun care conțin doar tutun și gudron și toate prostire toxice pe care le conțin țigările care sunt foarte dăunopale. Adică tu acum să spui că ești fumător? Băi, vreau să spun că, că e părinții tăi un, tăi un viciu, tăi. De la Părinții mei știu să ai liniștit. E un viciu cu care am fost tu așa, cu fumatul de țigări. Uh -huh. Repet, pentru toți băieții care o să o scoată, o să o editeze, o să no, o Nu no, no, no. vorbim de... Nu la voi, alții da. care o să prea. Deci, nu, de... Bă, e o chestie de care aș vrea să mă las. Și nu, niciodată n-am vorbit despre asta și încerc să evi subiectul ăsta, nu vreau să influențez, știi? Știi cum am firme fumatul super cui cool, prin anii 80 tot da, și toți erau Marlboro. Aia. Așa, știi, da, și era da. mega cool și mie mi se părea cool când eram mic și uite că Dar om, știi, știi, legat de chestia asta cu fondul, ți-am povestit, ne-am întâlnit la ziua fetiței lui Pepe și David, care era acolo, te-a văzut fumând la un mm -hmm. moment dat. Și a venit așa și mi-a spus, de nu mai vreau să-mi placă de Shelly, nu mai îmi place de Shelly. Și zic eu, ce s-a întâmplat, David, că bă, îți place de omul ăla? L-am văzut că fumează. Și am zis, bine, dar ai văzut că și eu fumez. Da, dar și el mi-a spus într-un vlog să nu fumăm. Păi, nu știu, nu, toată lumea a asta că am spus, e, în telefon, am spus într-un vlog. Pe și mă aveam, cum sunt pe copii ăla eu media nu, se uită. Eu nu fumasem nicio țigară, aveam 13 <hă> ani când am spus am spus, bă, era un vlog se numea, ai 13 ani și fumezi Q&A și mă întreba cineva, fumezi? Și zic, bă, nu, și mai au copii în generația mea, a fost care fumau, frate, știi, la 13 ani. Era wrong, adică, na. Și am zis, bă, nu, adică îți distrugi sănătatea, mai ales de la 13 ani, știi? Dar știi cum e, mă, fă, fă ce zice popa, nu ce face, unul la mână, doi rămână fumatul dumneavoastră greu sănătății. Ce vrei să spun? E un viciu. Nu, e și... un viciu, provoacă dependență. Corect. Să știi că mă bucur foarte tare că am stat în seara asta la povești și că ești un tip așa foarte deschis și că ai, mă așteptam să zice bă, nu vin, știi de ce, cine știe ce o să mă întreb? Și chiar a fost o discuție în care ai zis, poți să mă întrebi ce vrei poți să mă întreb ce vrei. Ți-am spus. Asta nu înseamnă că ne-ai și spus tot ce am vrut noi. Tu nu ne-ai spus câți bitcoin, adică ne-a zis. Da. Am dat o mai și am spus-o. Fii atent, pentru că ești cu mașina. Vreau să-ți dau în vină și am ales unul roșu, pentru că smără poate a terminat cursurile online. Ea a terminat. V vinul roșu face o seară faină. Am înțeles. și vreau să-l să, să, să iei în seara foarte din partea mult. Noastră. O să iau alături de premiu de la TV da. Mania. Îți mulțumesc mult. Să știi că premiul ăla pentru mine a fost foarte important. Cea mai populară vedete TV în 2014 și să știi că ți-l-am dat cu drag la începutul emisiunii, uh, pentru că eu chiar cred că premiul ăsta, atâta timp cât va fi televiziunea sau cum se va numi fenomenul ăla, o să-l primești, pentru că pe online da, ai trofeele astea. Și cred că o să fie da, și doamnește. în televiziune. Îți a fost așa tot. un hop acum, poate, știi. Și mă simt prost că n-am venit și eu cu, cu nimic. Dar lasă că, că te aduci de la Craiova când vii. Da. Și ți-a fost o experiență de învățare asupra Sherry Show. Am învățat multe lucruri pe care nu le știam. Și pentru asta Și ce cre... să faci cu canalul ăla, Shelly Show? Băi, asta e o întrebare bună. Uite, vezi. Hai să-l vindem. Noi vindem. Nu, nu, nu. Trebuie, <laughs> trebuie, să, trebuie să fac ceva cu el. Chiar astăzi mă gândeam, iau unul din imaginile mega de pe ziua de azi. Ce fac cu Shelly Show? Pentru a. că a. tu a. Pe aveai canalul tău de YouTube, Shelly, aproape 3 milioane de subscriberi, iar apoi ai mai făcut încă un canal de YouTube care ajunge la peste 200.000 de mii de subscriberi, Shelly Show, unde erau momentele de la da, Prima da, da, TV. Da. O să-i o să găsesc eu un uz. Momentan nu știu ce o să fac cu el, dar o să-i găsesc un uz. Adică o să, fac, o să existe ceva pe el, o să existe o să ceva funcționeze. Continuat. Da, de asemenea, mai e canalul 5 Gen, care are 300 de mii, care e iarăși e mort cumva. Eu, în general, mi-e greu să menegerez mai multe canale deodată. Eu am încercat să rămân doar pe unul. Dar o să regăsesc eu un uz și ori. Am mai multe variante în cap acum, nu știu sigur să spun. Uh, pe final știi ce vreau să te întreb, că ne-am întâlnit de foarte multe ori. Uh... Care a fost motivul pentru care ai acceptat să vii la podcastul de azi? Și care e așa părerea ta despre întâlnirea cu mine și percepția ta despre mine? Foarte bună întrebare. Am acceptat să vin la podcastul ăsta din mai multe motive. Primul dintre ele este că te respect și că în televiziune ești un, un om care a, a realizat lucruri, deși foarte mulți te, te contestă și poate unii te asociază cu o subcultură sau incultură sau whatever. Este incontestabil faptul că ești un nume de 20 de ani în, în industria asta. Și inevitabil eu mă uit pe cifre, mă uit pe ce realizează oamenii, nu, nu încerc să pun etichete de genul ăsta, și, din punctul ăsta de vedere ești cu siguranță un, un, un nume cu, cu greutate. În al doilea rând, îmi place mult să vin la podcasturi. îmi place ideea de podcast. Nu cred că o să-mi fac eu podcast meu, dar îmi place mult să vin, îmi place să discut, îmi place genul ăsta de discuții care curg rând, care nu sunt. sunt foarte diferite de discuțiile pe care le am avea, spre exemplu, la tineră la emisiune pe canapea, unde avem 10, 10 minute, minute 15 5, minute. 10 și minute mie... în care trebuie să cânți. Exact, și e mie îmi plac discuțiile astea, nu prea plac care ascult, în care trebuie să mă grăbesc să-mi promovez proiectul pe care mai am și îmi place să vorbim relaxat, de asta îmi place să fim la podcasturi. Și tu, ca tip, da, ești un tip foarte tare, ai niște copii senzaționari de care sper că încă mă, mă plac, mai ales David, după ce am văzut că fumez, sper că încă mă, încă mă, încă mă place. Să și... știi că da. Și ți-am spus, asta este, adică îți port un respect pentru că ești un, ești un nume, nu, nu te cunosc foarte bine personal, ne-am văzut doar în medii din astea oarecum, nu, Ofici... oficiare, Na, din astea, uh, nu ne-am uh, n-am avut ocazia, dar uite, cu, poate cu podcastul ăsta ne-am cunoscut și noi un pic mai bine și ți-am zis, ești youtuber acum. Și atunci a, a ai chiar intrat nu pe să terenul te de asta. Exact, am intrat pe terenul tău. Îți dai seama că trebuie să jucăm tare. Competiția mea numărul unu. Cred că ești un pic pictar public, deci nu știu dacă ne intersectăm Dar neapărat. Și fiți sincer acum, voi oamenii ăștia vechi din online, nu vă uitați așa și ziceți, bă cum dracu m-au început ăștia din televiziune, acum să guste și ei din online. Ia uite, și Măruță podcast, aș și fi Morar eu, podcast, aș fi -aș fi își un... face și Negru, N-aș uh, stai un... Negru ce-și face? Își face un fel podul de podcast. între generații. Pot du între generații, da. tot un podcast. Da, exact, tot uh, un podcast. Uh, cine mai e din tele? Uite, Andreea Raicu și ea își face Bobo? podcast. Zici? cine? Să zicem pe toți. Uh, uh, George Buhnici, uh, Bobonete. Bobonete. Aș fi un ipocrit să spun asta pentru că eu am intrat în uh, televiziune. Geek. Că am și ieșit acum, e o altă chestie. Dar eu am intrat în televiziune și. Cum să mai iau eu. Dar de... online nu era doar al vostru și dintr-o dată ce caută ăștia, e, Online nu e un mediu, dar nu a pus nimeni bariere și nu e o limită de persoane înăuntru cum era moruri acum pe pandemie, știi? Adică e, poate intra oricine. Important e că lucrurile nu sunt la fel. Eu am conștientizat cât de diferite sunt lumile când am făcut pasul spre televiziune. La fel, cred că e și în sens opus, adică sunt niște lucruri la care... Dar să acolo le-ai cumpărat sau le-ai închiriat? Să Păi, da, la mai, mai, mai defazat cu întrebarea asta, mai luat așa, le-am le -am închiriat să știți. le ai închiriat? Eu, da. Cred că unul dintre armele meu, da, pe restul le-am închiriat. Nu recunosc uh, nimeni deși la eveniment, că nu să prezintă la fel. Da, da, da. Uh, da, și e, de, de, e un. Uh, online nu un mediu în care toată lumea are dreptul să să, să fie prezent, cred că e un mediu foarte democratic, mult mai democratic decât televiziunea în care ca să bagi ceva, trebuie să scoți altceva, știi, adică ai 24 de ore, trebuie să, e efectiv, mediul dictează anumite lucruri și on, în online nu e limită de timp, nu e limită de spațiu, nu e limită de nimic, este rățime de bandă pentru toată lumea și nu e ca și cum ai fi prima persoană din televiziune care face pasul ăsta, adică dacă aș avea părerea asta, dacă aș avea asta, aș avea o părere proastă și despre Dorian, care au adică el, era o vedetă de televiziune înainte să facă YouTube. Dar nu este, nu e o condiție că nu trebuie să fii vedetă de televiziune ca să faci YouTube sau whatever, știi? Eu îți mulțumesc mult pentru discuția asta și îți mai spun încă o dată să rămâi cu aceeași energie, să nu ți-o pierzi pe drum. Doamne ajută, mulțumesc mult! Ministrul învățământului, 30 de ani, președinte la 50, Ciucă, să avem înregistrat totul? Doamne ajută, da, sper! <laughs> Doamne ajută! Eu a că eu mă facă fac beau, eu chiar sunt cu mașina, n-am cum să beau, adică... Din nepolitețe. Mersi mult, Shelly. Da. să ai mult, succes, Luca, să ai dacă... baftă și uh, vreau să-i salut pe părinții tăi. Vă salută, vă mă și mai vreau să spun ceva. Am, cred că mi-a scăpat un strop de vin dacă cumva uh, o să o să mă ia băieții cu eticotestul, știu că o să mă sun și să zic, hai dă -mi și mie pentru la măruță, -mi una acum, o nu. declarație, că te-am pus să dăm avem o informație pe surse. În primul rând că uh, nici nu are și uh, și faptul că și abia nu? ai atins uh, treaba asta. Tu, a, a, uite bă, am sărit de la una la alta. Mi-am adus aminte că îi mai întrebam pe invitați care veneau, tu le spui părinților, te iubesc? Da. Adică la telefon, mama, te iubesc, tata, te iubesc? Da, 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 la final, că de, de, ei îmi spun mie și eu răspund lor, adică ei îmi spun bine, mamă, te iubesc și eu nu spun și eu, adică mai fi să nu spun asta. Îmi iubesc părinții foarte mult, foarte mult. Să rămâi același timp mișto. Mersi mult. Mersi, Shelly. Mersi, pa,